Bună, Iuliana. Bună, Marius. Deci, discutam puțin înainte de emisiune de faptul că oamenii au această perspectivă, dar ei învață de la ceilalți, de la mediu, de la societate, de la părinți, de la filme, că ei trebuie să-și pună ca scop în viață fericirea, fericirea vieții. Și fericirea este un continuu cumul sau adunare de bucurii pentru corpul lor, pentru ei sau pentru Da. cei apropiați. Asta e fericirea pentru noi. Dar e vorba despre fericiri din lumea aceasta, dar lumea aceasta este creată. Este ca și când noi am vrea să fim fericiți cu nimic, cu neant, cu vid. Adică fiind creată, ea nu are realitate de la sine, are o realitate secundară. Era adevărată realitate este aceea a sufletului, a spiritului, a lui Dumnezeu, a lumii de dincolo. Gradul de realitate de acolo și de adevăr este mai mare decât gradul ăsta. Asta nu este adevăr, nu te poți baza pentru că trece. Acolo nu Fericirea trece din lumea nimic. asta e ca un drog, Marius. Da. Acolo nu trece nimic. Acolo ești ca punctuleț sclipitor și tot ce vezi în jurul tău sunt punctulețe sclipitoare, nu se mișcă nimic, nu se schimbă nimic. Totul e la fel. Pe când aici lucrurile se mișcă continuu, asta arată variabilitate. Deci energiile, știi cum Da. e lumea, e vânt. E cum e vântul, cum bate vântul, cum se ridică frunzele. Deci asta este lumea, deci este instabilă. Și pe instabil, ce să faci la instabil? Că tu vrei să fii fericit cu instabilul și instabilitatea asta nu hrănește sufletul, că sufletul e de altă energie. Este superioară. Deci, sufletul nu se hrănește cu materie, nu-i trebuie materie. Deci noi nu hrănim sufletul. Noi rănim acea parte de 0,5% din noi, care este, de fapt, tot energie joasă însă, care nu contează. Nu, deci este o formă. Dacă sufletul vrea să dea forma la o parte, o dă, nici nu-l interesează forma. Adică noi hrănim o haină. Adică Da. facem totul și investim o viață întreagă în lucrurile care nu înseamnă nimic. Ne mai și supărăm pentru ele. O nebunie. Da. Deci noi nu știm cine suntem noi, iar acțiunea vieții noastre, trăirea noastră, nu se referă la ceea ce suntem noi. Da. Se referă la ceea ce nu suntem noi. Și o viață întreagă de dimineața până seara facem tot efortul pentru ceea ce nu suntem. De aceea îngerul a zis, uite-te la ei, toată lumea aceasta merge într-o direcție total, total opusă scopului pentru care a fost trimis pe pământ. Deci scopul nu este a aduna, ci a depăși materia. Deci a venit aici să depăși materia și se poate face lucrul ăsta. Pentru că dacă tot timpul te desprinzi de ea, vine un moment și starea asta este continuă, este definitivă, este fermă, tu ai depășit materia, adică poți să fii scos din planul fizic, dar nu este vorba de o moarte. Sufletul se resoarbe în ceea ce este el dintotdeauna. Este ca și când mi-am venit aici să devenim el, să ne topim în el, să înțelegem că suntem el. Am venit aici ca mijlocul atracțiilor vieții să nu le vrem. Puterea asta de a respinge atracțiile vieții este puterea ascensională în lumea dincolo. Deci am venit aici să ne apropiem cât mai mult de el, ca să nu mai fim nevoiți tot timpul să venim tot timpul aici, toată ziulica. Și să rămânem în el. Deci el a făcut o lume foarte interesantă. A făcut o lume în care el s-a uitat pe sine, s-a dus în formă, s-a autolimitat la maxim ca fiecare parte cât de mică să aspire către el și să se cunoască pe sine. El nu se cunoaște pe sine. Este exact situația că am avut-o eu acolo când eram glob și vreau să văd cum arăt. Pe mine nu mă interesa altceva decât să am o oglindă. Pentru mine, acolo oglinda era lucrul cel mai râvnit, cel mai dorit. Să văd cum sunt, că vedeam pe celălalt de nu știam cum sunt. Bănuiam că sunt la fel ca și ei, pentru că învârtindu-ne continuu, nu aveam capăt. Deci lumea asta fiind creată, nu poți să pui bază pe ea. Iar noi numai asta facem. Pentru că am fost înșelați de către stăpânii la lume. Noi gândim numai în programele lor. Ni le-au băgat de mii de ani în cap. Nimic nu este valabil. Trebuie să răstori.
Ei au luat situația ideală, adevărul, și l-au răsturnat. Noi trăim într-o antilume. Nu e normal nimic. Dacă vrei să afli adevărul, vezi ce zic ei și îi dai pe dos. Inversul este adevărat. Nimic din ce spune ei nu e adevărat. Nu avem nevoie de absolut nimic. Singurul lucru care avem nevoie este să aflăm, să ne recunoaștem ca ființă divină, și asta se face extrem de simplu, nu este complicat deloc. Trebuie să lăsăm viața în pace, pace. Așa trebuie să facem. Uite, concluzia fundamentală a școlii B este: lasă așa. Lasă așa să fie lucrurile. Și când lași lucrurile să fie așa cum sunt ele, ele se ordonează singure și intră în armonie. Tot ce vrea viața de la noi este să scape de noi. Adică să o lăsăm în pace. Noi o băgăm în niște tipare mentale și vrem să fie cum vrem noi. Și noi nu se întâmplă decât faptul că ea trebuie să ni se opună, pentru că nu se poate să oprești curgerea vieții. Când o lăsăm în pace, atunci divinul intră imediat că ego-ul s-a dus în jos. Nu dispare complet, că n-ai cum să-l scoți. De el ai nevoie ca să poți să te descurci în viață, să repari, să faci motoare și tractoare. Și când se lasă în jos, atunci spațiul gol vine divinul și el este cel care te mișcă. Este așa de simplu. Ăștia se chinuiesc cu rugăciune, cu exerciții de meditație și respirație. Nu! Este absurd că toate astea sunt inițiate de un ego și te leagă mai tare. Și pui pe primul plan ceea ce nu este divinul. Divinul este viața așa cum este, cu plus și cu minus. Nu se poate pune nimic pe primul plan. Pentru că lumea este secundară. Trebuie însă să fim atenți mereu, să nu zice că ceva e mai bun decât altceva, că imediat am ridicat. Adică să acceptăm tot ce vine din față așa cum este și să lăsăm în pace. De ce este așa de greu să lași viața în pace? Să lași pe oameni să facă ce vor, să și moară dacă vor, să plece, treaba lor. Lasă-i în pace. Și noi mereu vrem să fie cum vrem noi, să manipulăm realitatea și nu se poate că ți se opună. La experiența aceea pe care am avut-o cu propolisul, am observat că în momentul în care a apărut dorința mea de un viitor fericit, mi-a distrus-o. Automat a aruncat factorii live, pe față. Deci divinul funcționează să înțelege că suntem în lumea lui. Și noi vrem să-l corectăm, să-l schimbăm, să-l dirijăm, să-l conducem. Nu se poate, este imposibil, suntem în lumea lui. El e nevăzut, dar el imediat lucrează pe eul ăsta. Eu, care de fapt nici nu există, și un cuvânt în minte. E un cuvânt în minte, că noi nu posedăm absolut nimic, nimic nu e al nostru. Corpul nu e al nostru, nimic din asta nu e al nostru. Este ca și noi ne nemulțumim să vezi ce nebunie. Că de ce omul acela și-a distrus mașina sau ăla cu casa aceea frumoasă nu își șterge praful de pe mobilă? Ăsta este stilul de nemulțumire al nostru. Că dacă corpul e al lui, ce să fiu eu nemulțumit? Că n-am nicio nemulțumire. Are el grijă de el. Noi îl stricăm pentru că îl obligăm să fie cum vrem noi și atunci el ni se opune. Boala este opoziție la binele propriu. La ego ăsta e opoziție, împotrivire la ego. Asta este boala. Nenorocirea, nefericirea, toată. Și cum se obține fericirea? Lasă Domnul în pace că e treaba lui. E viața lui. Noi nu existăm. Când se trece de fluid de gânduri, eu ăsta dispare instantaneu. Și închipă-ți, el înmagazinează toată istoria noastră personală, toate suferințele noastre, luptele, e zero, e nimic. Tot ce am crezut noi că este deosebit în viața asta, prețios, cultură, artă, toate frumusețile acestei lumi sunt zero. Nu înseamnă absolut nimic. Atât trebuie să înțelege că noi nu existăm. El există peste tot. Și în momentul în care uiți total, și cum se face asta? Prin supunere, slujire și mai departe, dăruire de sine, uiți de tine. Și atunci te unești adică pui, dai întâietate celor și atunci te unești cu el. Când ai uitat de tine, gata, ești divinul. Nici nu știi că ești divinul, că nu te mai gândești, nu-ți mai pui întrebări, dispar întrebările. Și concluzia școlii iubirii este: lasă viața așa cum este, lasă-o în pace. Atât trebuie să faci. Nimic, nu e nicio filozofie, nu există nimica decât să lași viața în pace. Și atunci te dezidentifici de ăsta. Și am întâlnit. Inclusiv viețile noastre să le lăsăm în pace, că și pe ale noastre le luăm și le stoarcem și suntem nemulțumiți de ele și... Da. Și am întâlnit un prieten, odată,
Am fost și la părinții lui. Este prietenul acela, este băiatul acela cu jucăriile. Jucăriile? Care Da, când am jucării? intrat în sufragerie, nu aveam unde să pun picioarele, Ah, să da. pășesc. Pășeam pe jucării. Trebuia să le dau la o parte ca să pot să merg. Da, și pentru că părinții au avut ca optică, ca model de viață, să fie bine, să aibă de toate, să nu știu ce, s-au străduit pentru ca să aibă. Și i-au produs tot felul de, deci o viață praf, praf, i-au distrus viața complet. Și am impresia că va merge spre distrugere finală. Pentru că i-au dat o formă de șoc. Un șoc. Și a ajuns să fie într-o formă de bipolaritate. Când spui o formă de șoc, te referi la abundența asta materială E care un i-a fost șoc. E oferită? un șoc nervos. Da. Așa a construit o lume ideală, pentru că așa a făcut de când era mic cu jucăriile. Da. Și a construit o lume ideală. Și din interiorul lumii ideale și-a construit un personaj acolo care îi dirigează lui viața reală. Deci el, ca și cauza lucrurilor, nu este el cel care acționează, ci e cineva din lumea ideală care îl pune să facă chestiile acelea. Adică un diavol. Nu. E cineva din lumea ideală apropiat lui care el zice că îl pune să facă toate chestiile acelea. Deci a avut un șoc. În momentul în care părinții lui au cumpărat o casă, el era căsătorit și avea o fetiță, un moment, bebeluș. În momentul în care au cumpărat o casă și lui, nu au cumpărat, au vândut o casă, am greșit, și i-a cumpărat lui casă după aceea și a cumpărat o mașină foarte scumpă, în clipa respectivă s-a destrămat familia lui și am impresia că a făcut un șoc. Da? Și a pornit, a creat această lume iluzorie în care el se refugiază și din interiorul ei dirigează lumea iluzorie, îi dirigează pașii. Cam așa ar trebui noi să vorbim, cum vorbește el. El spune că acea persoană din lumea lui iluzorie îl pune să facă aia așa. El nu zice că eu fac. Zice că aceea persoană face, spre exemplu. Deci acest lucru putem aplica și noi. Noi am mai discutat asta. Să înlocuim eul cu Dumnezeu. Da. El zice că acea persoană caută pe internet și îi spune, îi dă ce filme să vadă. Dar de fapt el este cel care a căutat. Dar el Da, nu zice eu. stai un pic, dar în cazul lui, el se identifică acea persoană cu Dumnezeu sau identifică cu o entitate oarecare și asta O contează? entitate oarecare, nu Dar contează. contează cu cine, care ți-e credința? Cine face ce face? Păi nu, că este același lucru. Păi el și-a pierdut Același eul. lucru? Aha. Deci, din punctul de vedere medical, noi am putea să spunem că are o problemă. Da. Bipolaritate, disonanță, habar n-am. Din punctul meu de vedere, este așa ar trebui să fim noi toți să vorbim, să scoatem eul acesta. I-a scos posibilitatea de reactivitate, nu mai are reactivitate. N-are eu. Da. Deci este un om fără eu. Și el când zice, nu zice că eu am căutat un film pe internet, el zice că el a căutat un film pe internet. Nu zice că lui i s-a întâmplat ceva, că oamenii ei au avut ceva cu el. Nu. Zice că acea persoană a avut ceva și nu l-a lăsat să facă nu știu ce. Nu l-a lăsat să câștige mai mulți bani, nu l-a lăsat. Deci el nu există niciunde. Și e genial. Deci el n-are eu. Din punctul nostru de vedere, am putea să încadrăm cine știe ce boli clinice. Dar, de fapt, bine că este și un șoc. Da, este o depersonalizare, o pierdere a eului. Dar el, viața de zi cu zi, are control total pe ea. Deci, de fapt, nu acționează el crede că zice că eu acum conduc, nu conduc eu. Păi exact ce discutam noi și am fost uimit. Am fost surprins. M-am blocat.
Deci Da. el vorbea ce l-am discutat noi din Vechiul Testament. Deci nu, acțiunea ta nu e a ta, e a lui. Deci el zicea, nu eu conduc mașina, el o conduce. Nu fac eu lucrul acela, el face. Nu mă îngrijorez când n-am bani, când n-am de lucru. El îmi dă bani când crede el de cuvință. E total desprins. Deci lângă mine a fost un om care, de fapt, l-a dus viața în situația în care singur a găsit această soluție. Asta nu înseamnă că el nu face. El face, dar nu se zbate. El nu se îngrijorează. Este total. Viața vine și oferă. Viața prin oameni vine și îi oferă. Părinții îl ajută. Și așa mai departe. Din punctul tău de vedere, Nici ce crezi că supărarea nu înseamnă? este a lui. Deci el nu zice că eu m-am supărat. El zice că l-a pus ființa aceea de acolo, din lumea aceea iluzorie. Ea este cea care a acționat. Eu n-am treabă. Marius, dar din punctul tău de vedere, ce crezi că s-a întâmplat acolo? Cum? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat de la jucării, de Da, la dar a părinți. fost un prea plin sau cum? A dat pe afară cumva sau cum? Păi când îi dai prea multe jucării și mai e o chestie, se ocupă continuu de de copil, nu trebuie să te ocupi, lasă-l să se joace, lasă-l să se confrunte. Când atinge o anumită vârstă, lasă-l să fie liber să se lupte cu viața. Părinții îl sufocă cu să stea Da. prezent, să fac totul, fii atent ce faci acum, deci toată ziua dimineața până seara îl supervizează. Nu se poate. Trebuie Și să. acum mare, la fel fac. Păi tot timpul se îngrijorează. Cât ai că s-a avisat, nu știu ce, a avut un vis care l-a panicat, l-a tot sunat că ce faci să nu se fi întâmplat ceva cu tine. Tot timpul, tot timpul, tot timpul. Deci nu i-a dat libertate, nu i-a dat drumul și el nu e desprins. Nu este desprins. Dar uite în ce a dat. A dat într-o chestie interesantă, adică într-o desprindere forțată. Dumnezeu, pac, i-a dat, uite-te, acum ai disonanța aceasta, nu mai consider că tu ești autorul acțiunii tale, este altcineva care le face pe toate. Spre exemplu, eu, zice Dumnezeu, eu sunt cel care îți fac toate lucrurile, dar tu îți vei pierde eu. Nu, nu mai are eu. Mi-e teamă ca Dar oamenii să nu-l consideră într-un anumit fel. cei care sunt rău posedați, că, cum știm noi, fiecare avem câte unul la purtător sau doi sau trei, dar cei care sunt foarte rău posedați, cum se manifestă? Nu tot așa, nu tot ei zic orice fac că altcineva face? Adică cum deosebim că e el se dezidentifică de eu sau Nu. că vorbește altcineva? Ce posedați pun bine în loc pe primul plan. Și A, și el adevărul nu? lor. Nu, ăla este posedat. El nu e Da. posedat. El nu este posedat. Și de fapt, acea entitate la care el se referă, care e de fapt fata lui și care este bebeluș. Nu poți să spui că fata lui spune să facă și toate lucrurile, că e bebeluș. Că scrie, că zice ce să faci. Nu. Deci, este nepericolos. El nu e, din contră, asta nu este un ideal. Așa ar trebui noi să tratăm viața. Adică fără eu. Folosește-o atunci când ai nevoie și nu-l folosești atunci când nu este nevoie de Da. eu. Deci, a pierdut lupta. El nu mai luptă. A luptat până în un anumit moment. Oamenii a intrat în conflict cu ei, știi, tot timpul și atunci a rămas singur. Deci el a mers, a trecut pe acolo, pe unde trecem toată lumea. Da. Dar acum a ajuns în poziția asta care nu știu ce se va întâmpla dacă va rămâne singur. Efectiv, nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama. Ce se întâmplă? Are el grijă de el. Are Dumnezeu grijă de el, da. Da. Că dacă te aduce într-o stare, știe el de ce te aduce și... Da. Foarte, foarte interesant. Deci, ego, deci, diavolul, când este omul posedat? Când luptă pentru idealurile lui, pentru adevărurile lui, le fixează pe alea acolo, le absolutizează și modifică realitatea funcție de el, adică trăiește conform acelor precepte.
Când a fixat Da. preceptele acelea, a început dezastru. Că tradițiile ce sunt? Sunt niște precepte puse acolo fix și când omul se raportează la preceptele acelea, el luptă pentru ele pentru că le-a pus pe primul plan, nu se poate pune. În ce cauză există mare resetare? Din cauza acestor precepte fixate prin tradiții, obiceiuri și o biserică, toată lumea asta au fixat, au creat o mulțime, o infinitate de idoli. Și idolii ăștia sunt cei care ne nenorocesc. Noi ne raportăm la idol și îl urâm pe Dumnezeu care vine din față. Când absolutizezi, zici, nepăcatul, vine un om păcătos din față și nu mai poți să-l iubești. Pe Dumnezeu, care vine sub forma lucrului pe care tu l-ai respins. Și nu se poate lucrul acesta. Deci noi nu suntem în Dumnezeu. Sunt alte civilizații pe pământ acum, triburi și ăștia înapoiați, care sunt hipercivilizație. Sunt infinit. Adică nu împart în bine și rău. Deci o hipercivilizație nu împarte în bine și rău, nu are bunăstare și nu are belșug. Nu are comodități. Nu interesează să aibă sadul. Nu are eu. Nu are eu. Și cred că se poate face o schimbare numai prin limbaj. Trebuie să schimbi limbajul și când ai schimbat limbajul, exact cum a făcut Daniel Everett, Da. ar trebui ca toți banii din lume să fie investiți să se studieze aceste limbi, să se reconstruiască aceste limbi și în momentul în care deci, trebuie schimbat complet limbajul nostru este un limbaj care se opune vieții, se opune lui Dumnezeu. Continuă. Așa a fost gândit el, a fost gândit, e un limbaj de ăsta războinic. Da. Da, eu mă gândeam la triburile astea că zici că sunt super civilizații, dar nu cumva îi ajută faptul că stau foarte izolați, pentru că orice ar crede, oricum ar fi ei, dacă ar lua cumva contact, uite cum s-a întâmplat și cu tribul ăla, Daniel, deci imediat, deci e ceva în noi ca om E natural, să... da. Da. Aranjarea este naturală și dacă civilizația asta a fost gândită special ca să denatureze, ca să poată să fie condus om și să fie Da. dirijat, să fie exploatat. Noi suntem o resursă. Omul e o resursă pentru stăpânirea lumii. Nu înțeleg cum oamenii nu-și dau seama că scripturile au fost gândite pentru și în folosul stăpânitorilor. Niciodată ca să-ți dați adevărul. Nu sunt. Sunt adevăruri acolo, dar sunt linii de adevăr, așa pierdute într-un ocean de Da. minciună, de idoli. Păi dacă pe 52 de capitole zice numai așa, da, așa, nu, că era izpăra, eu nu mai puteam să înaintez la Iisus Fiul lui Sira și la Proverbe și peste tot. Așa. Și tu stai să vânezi acolo o mică propoziție, o jumătate de frază, ne bucuram că e o jumătate de propoziție. Acolo de respir. Da, păi nu e normal. Adică adevărul de ce să fie ocultat? Deci se face un efort așa de imens ca să poată. Deci toată viața noastră este un efort imens de a oculta, de a ascunde adevărul. Se luptă cu adevărul continuu. Că dacă în clipa în care nu te mai lupți, ai căzut în adevăr. Ai căzut în iubire. Din cauza asta, mereu, totul se pune, tot efortul se face să te duci în afară, să lupți, să câștigi, să nu știu ce, ca să nu-ți dai seama că tu ești o ființă divină care nu are nevoie de exterior, nici nu e nevoie să mănânce. Că dacă l-ai pe Dumnezeu în tine, eu nu mâncam cu lunile sau cu anii, până când tatăl meu a zis că eu nu am instinctul de a amesteca. A observat că eu nu mănânc nimica. Eu dintotdeauna am înșenat că mănânc. Deci l-am farfuria, puneam ciorbă și o făceam așa și apoi punem la loc cu lingua. Deci eu n-am mâncat. Sau chemam pe colegii de la școală să vină să mănânce mâncare. Deci asta vreau să spun. Când te hrănești cu divin, nu mai este nevoie. El te ține în viață. Aia este frumusețea vieții. Atunci trăiești cu adevărat viața aceasta. Nu ai venit să câștigi ceva, să adun. Și însă și faptul că mănânci de 3 ori pe zi nu este normal. Noi când eram vânători, pe ce mâncam în fiecare zi? Mâncam o dată la 2 săptămâni când prindeam, că nu prindeam niciunul, aia fugeau toți animalele. Nu puteam să le prindem. Mâncam și da, epuizam fructe și mai departe și nu aveam. Și mâncam câte puțin. Mâncam puțin, nu des toată ziulica, uneori, câteodată, când ne aminteam, când găseam, când prindeam.
De obicei nu prindeam. Și organismul nostru este construit pe lipsă. Nu e construit pe plin. Iar plinul te ucide, că produce inflamații. Deci, Auzi, Marius, dar cum a venit omului ideea să se apuce să-și cultive propria lui hrană ca să aibă siguranța asta? Cum a izvorât chestia asta? Că hai, eram vânători și dintr-o dată noi ne-am apucat să ne cultivăm pământul. nu știu, a observat că sunt niște grâne sau niște ceva sălbatică. Toate astea care le cultivăm noi au fost și variante sălbatică. Au gustat din aia, au zis că este bun, le-a venit ideea să le strângă, să le zdrobească, că erau obișnuiți cu semințele și zdrobindu-le, amestecându-le cu apă, punându-le la soare, s-au făcut niște pâinici și așa, încetul cu încetul. Mă Știți de ce? gândesc. Că sunt niște scrieri care spun că ar fi fost niște intervenții aici pe pământ și că... Lasă-mă cu intervențiile. Nu? Asta este pentru noi, pentru îndopitocire. Da. Nu a Ne. intervenit nimeni. Ia până și strategiști ăștia și ăștia provin de pe pământ. Au luat, sunt Da. niște secte din acestea care au luat o direcție inversă. Adică sunt ființe care trăiesc, probabil că trăiesc printre noi. Dar sunt Dar și nu-i vedem. nemuritoare. Da, Da. sunt și nemuritoare, pot să ia un corp în posesie. Ce să spun? Au putere. Noi ne-a este ascuns această lume de o putere extraordinară. De ce? Pentru că noi ne ducem în sus. Ca să poți să capeți puteri extraordinare, trebuie să te duci în jos. Deci nimeni nu face asta. Deci ca să te poți întâlni cu Dumnezeu, trebuie să te duci în jos, nu în sus. Să te Da. autolimitezi continuu. Ei de ce se duceau avii aia în ustiul Egiptului? Că știau foarte bine că ei când se autolimitează, intră în contact cu Divinul. Și Da. căpătau putere extraordinară, extraordinară. Tot pentru putere s-au dus acolo. Deci se știe foarte bine. Spre exemplu, șamanii și așa mai departe sunt oameni care sunt foarte restrânși. Păi n-ai putere, nu poți să susții. Ai nevoie de energie. Și energia se obține numai prin autolimitare. Materia îți mănâncă din energie, îți ia. Da. Păi nu erau ei nebuni să mănânce 3 mese pe zi, nimeni nu e nebun. Îți pierzi calitățile divine. Trebuie să te autolimitezi continuu. Nu e vorba de o exagerare. Mănânci puțin. De o dată, de două, de trei ori pe zi, dar mănânci puțin. Și mâncând puțin, atunci nu mai pui. Deci e vorba de principiu mâncării. Principiul mâncării nu e dulcele, nu e plăcutul la gust, nu e cantitate, nu e savoare. Nu, nu sunt. Principiul mâncării este să fie cât mai apropiat de natură, cât mai brut și fără gust, ca să poată să fie o mătură. Deci mâncarea nu este ca să hrănească organismul cum ei ne arată. Și au făcut o industrie a suplimentelor, o industrie de medicamente. Nu refară nimic ca medicamente, că e corpul lui Dumnezeu la ce se repare. Ce trebuie să face să nu dereglezi. Să nu dereglezi. Că noi cu mintea noastră și cu ego-ul nostru, noi îl dereglăm. Și dereglăm în locul unde noi nu vedem. Adică prin absolutisme, adică prin idol. Noi, în momentul în care facem savoara idol, în clipa respectivă a pornit. Deci, mâncarea gustoasă nu e o problemă. Dacă nu este multă, dacă nu este prea plăcută și mai departe, mănânci puțin. Și atunci nu pui. Deci, principiul e cel care te distruge, idolul. Deci, în momentul în care noi, când facem o mâncare gustoasă, noi mâncăm toată mâncarea respectivă care o punem în farfurie. Ăla e totul, ăla este idolul. Cuvântul tot. Nu, mănânci acolo două, trei linguri și ai plecat. Am povestit, dacă ți-mi minte, în Shangri-La, o doamnă ortodoxă de rit vechi, în București, prin drumul taberei, o biserică de tipul acesta. Și ea a fost chemată de călugăr să vadă un sihastru. A Da. venit sihastru acela din munte și toți călugării în jurul lui erau foarte încântați. Îl apreciau. Și a povestit ce a făcut. Deci, farfuria mănăstirească, poți să pui trei polonice în ea. Adică ca și când ai mâncat de 3 ori. El a pus doar un polonic, sau mai puțin de un polonic, a luat o felie de pâine ruptă pe jumate și a mâncat o oră la ciorba aceea, foarte încet. Și jumătatea aia de felie de pâine. Restul n-a mai mâncat.
De ce? Pentru că a dat semn de te să înveți să dai semn la fiecare pas al vieții că să n-ai lăcomia asta de viață, să n-ai urgența asta de a te Da. împlini, dar la fiecare pas al vieții să dai semn că viața nu este importantă. Și atunci te unești cu el, în încetineală te unești cu el, în puțin, în modestie, în simplitate, când nu vrei. Când nu vrei să fii aspectuos, să nu fii atrăgător, când nu vrei. Pentru că se pierde pe haină, se pierde energie. Adică atragi și privirile celorlalți, îți faci cordoane energetice cu toți și se pierde viață pe chestia aceasta. Și îți crește și orgoliu. Deci noi trebuie să fim mereu atenți să nu avem idol în fiecare din acțiunile noastre, cât de mici sunt. Să nu fie ceva pus pe primul plan, absolutizat. Și dacă, spre exemplu, noi absolutizăm să mergem cu mașina la servici, să stăm jos, a nu sta jos este mai important, a nu merge cu mașina e mai important, deci inversul. Da. Inversul. Da, deci mereu să ne păzim de tot ceea ce e mai mult, mai sus, mai bine. A merge pe jos nu este bine pentru noi, e un bine absolut pentru noi. E neplăcere acolo, e suferință, oboseală, transpirație, deci nu e bine. Deci, ceea ce nu este plăcut este ziditor. Este înălțător. Pentru că viața este dominată de plăcere. Omul caută mereu comodități, satisfacții, belșug, bunăstare și savoare. În momentul în care nu le mai caută și s-a echilibrat, adică noi tot timpul am mers pe jos, am refuzat ce-i plăcut și am echilibrat, atunci nu mai este deosebire. Dar oricând, tendința noastră naturală este de a pune dulcele, plăcerile, satisfacțiile, ușorul, plăcutul pe primul plan. Este tendința naturală. Deci din cauza asta, viața noastră a fi restrânsă, continuu, este soluția ca să nu cădem în absolutizarea virtuților ideale, toate astea. Plăcerilor, ușorului. Deci, Divinul este întotdeauna în puțin. El însuși, El, Creatorul Universului, poate să stea să distreze, să facă ceva. Dar nu face niciodată asta. El însuși, Creatorul Universului, vine ca un sclav. Este robul nostru, ne ține în viață, se sacrifică. El muncește ca să te țină în viață, să nu ieși din granițele corpului acesta, face 1 milion de operații pe trilioanele alea de celule, pe fiecare din acele celule. Deci el face o jertfă continuă de sine. Eu am văzut și am fost uimit și i-am simțit starea. Deci mie mi-a pus, eu am intrat înainte de a se forma organele și mi-a pus vălul acela în față de lumină. Și tot timpul luminile alea jucau așa în față, mai făceau flash-uri și era o stare de extaz. Eu am fost extrem de fericit acolo cât a făcut el organe, dar n-am văzut nimica. Nu mi-a dat voie. Și dai seama ce s-a străduit el acolo să facă stomacul, să facă rinichii, să facă inimă, să-i lipească, să-i pună, să funcționeze unul cu altul. Ce muncă a făcut el acolo. Și nu mi-a dat voie să văd, eu n-am văzut. Păi corpul nu-i făcut de el. Cum să ne fie frică nouă? Nu avem pe Dumnezeu în noi, că nu știm că să... Noi nu avem pe Dumnezeu, nu credem în Dumnezeu. Credem în orice, în medici, în știință, în și mai departe. Nu credem în Dumnezeu. Nu știm că corpul acesta este al lui. Păi el are grijă de el. Ce să-i faci? Ce să repar? Ce să vindeci la el? Ne ducem cu corpul lui, care este perfect în fiecare clipă, la psiholog. Ce să-i facă psihologul? Că nu ai ce să-i facă. Tu trebuie să-l lași în pace. Atât trebuie să faci. Să nu mai îl forțezi, să nu mai vrei să facă. Deci nu e nevoie să faci ceva la el. Trebuie doar să-l lași în pace. Și el intră automat în natural intră. Păi, uite-te, animalele. Când sunt bolnave, ce fac ele? Nu mai mănâncă și gata. Da. Deci singura vindecare la animale este postul. Ăla e. Îl lași în pace organismul. Deci noi ce trebuie să facem? Când suntem răciți, sau avem orice boală, noi trebuie să lăsăm în pace. Acum bine că acum suntem distruși și ne-am dereglat și ne putem duce să încercăm pe moment, dar să fim atenți că vom urca pe nivel superior, pentru că noi ne-am determinat cauzele, care sunt prea mult bine pentru sine, o singură cauză alta nu este.
Și începi să te restrângi ca să nu, ca să câștigi. N-ai energie. Deci pe comodități, bălșug și plăceri se pierde viață, pe idoli. Și trebuie blocați idolii, să nu mai punem pe primul plan chestiile acestea și să nu le mai aducem în viața noastră. Și să facem pe dos. Când faci pe dos, te încarci cu energie. Imediat. De ce? Pentru că organismul intră, când nu-i mai dai organismului, știi, plăceri, toate lucrurile acestea de fapt te dereglează. Și îl determină pe el să lupte mai mult, să se apere. El se apere la o mâncare savuroasă, el se apere de mâncare savuroasă. Îi produce rău. Îi produce inflamații. Nu ai nevoie de mâncare, ai nevoie de puțin. Și puțin să fie cât mai brut, să poată să ducă toxinele în afară. Deci mâncarea este gândită ca o mătură. E doar o mătură. Au venit cu conceptul că trebuie hrănit organismul și oameni. Nu e. Păi eu dacă nu mâncam nimic, eu cu ce mă hrăneam? Nu? Era mic. Și nu mă hrăneam, eu nu mâncam nimic. Niciodată. Și eram și la școală. La școala generală nu mâncam. Chemam colegii să mănânce mâncare. Cu ce mă hrăneam? Dar nici nu mi-am pus întrebarea asta. Ce se întâmplă cu mine? Nu mi-am pus întrebarea asta. Eram indiferent de mâncare. Și stăteam cu lunile. Sau cu ani. Deci, noi nu materia trebuie să o cucerim, să o avem, să ne bucurăm de ea, fericirea acestui lume. Din contră, materia este ocazia care scoate energie subtilă de noi. Problema noastră e de energie subtilă. Deci noi ne vindecăm și viața noastră se vindecă și soarta noastră se schimbă și a copilului nostru, în măsura în care noi nu mai adunăm cât mai multă bucurie și fericire pentru corpul nostru, pentru eul ăsta, că de fapt noi îl dereglăm pe corp, pentru eul ăsta care are anumite pretenții. Ego-ul ăsta nici măcar nu se bucură. Este doar un torționar. În momentul în care avem energie subtilă care vine din înfrânare, da? Se oprește pierderea de viață pe exterior. Deci noi viața ne prelungim numai în măsura sau suntem sănătoși sau fericiți și mai departe, numai cu cât înfrânarea e mai mare, cu atât fericirea e mai mare. Cu cât restrângerile noastre sunt mai mari, cu cât cedăm bine nostru celălalt, cu atât ne încărcăm cu energie subtilă. Da. Bătălia e pentru această energie subtilă. Dar noi nu știm lucrul ăsta. În locul acestei energii subtile este pusă materia. Noi ne batem pentru materie, dar materia crește ego-ul și ego-ul ăsta presează sufletul, îl duce dincolo din oșeție și apar necazuri din viață. Orice necaz, nu contează. Când ai dus sufletul dincolo de linia oșeție, îți poate da o criză financiară, o criză de rinichi, o durere de stomac, un accident de mașină. Îți poate da orice, propriul tău suflet te execută. Mai vorbesc de Dumnezeu, de îngeri și mai departe. Deci, noi privim greșit viața. Nu fericirea vieții, ci să o căutăm. Că fericirea vieții este o fericire pentru diavol. Ci nefericirea vieții trebuie să o căutăm. Nefericirea. Să nu ne fie bine. Să nu fie bine diavolului. Când diavolul nu este bine, atunci sufletul este fericit. Deci să căutăm o continuă acțiune de împotrivire la bine, la plăceri, la satisfacții, la ușor, la comodități. Să căutăm incomodul. Incomoditatea este Dumnezeu, pierderea este Dumnezeu. Nu știe cine vrea asta, nimeni nu știe asta, nimeni nu spune. Prima dată școala iubirii când spune lucrul ăsta, în modul acesta. Noi când căutăm fericirile vieții, căutăm pentru diavol. Când diavolul e nefericit, mergem cu el la psiholog și la preot. Păi unde mergem noi? Când ne rugăm, la cine ne rugăm noi? Nu a zis acolo Iisus în Noul Testament, când a împredicat de pe munte, diavolul, îți dau toate fericirile acestei lumi, toate sunt ale tale. Și Iisus a zis, pie de aici, deci nimic. Nimic din lumea aceasta. Noi, când cerem ceva din lumea aceasta, nu? Sănătate, fericire, mașină, bani și mai departe, casă, căsătorie. Cui îi cerem? Nu cerem diavolul. Nu putem să-i cerem lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu-ți dă din lumea asta nimic. Pentru că ți-ar întări ego-ul. Și așa, când te-ai dus să ceri, ai deja ego-ul mare. Cum să-ți dea? Adică tu ești la linia roșie subție, dacă Dumnezeu ți-ar îndeplini una din acele cerințe ale tale, te-ar duce de desubt și ți-ar veni o nenorocire și mai mare. Deci nu poate. Deci nu Dumnezeu ne dă.
Diavolul ne dă. Noi ne rugăm la diavol. Vezi ce înșelare este. Și nu știm asta. Și nu ne trece prin cap. Și nu vom ști niciodată. Oamenii se vor omorâ în continuare. Nu așa câte puțin că noi care mai știm, care probabil că ne vom pierde și noi în oceanul de ignoranță. Da. Mă mir că Dumnezeu ne-a lăsat să înțelegem lucrul ăsta. Probabil că este timpul. Probabil că vin suferințe așa de mari încât înțelegerea asta ar fi o soluție de salvare. Un timp. Apoi depinde și de noi cât vrem să renunțăm la noi, la Da. euul ăsta. Și da, e o problemă de... Deci ai un concept în minte, ce faci? Dă la o parte un cuvânt, mă, te interesează cuvântul acela. Și cum îl dai la o parte? Prin sacrificiu de sine, pentru că trebuie să știi prin înțelegerea faptului a ceea ce este sufletul, Dumnezeu și iubirea. Deci, Dumnezeu e rob. Iubirea este roabă. Roaba tuturor. În momentul în care ai intrat în robie, ai intrat în divin automat. Când slujești pe celălalt și nu aștepți nimic în schimb, ai început să-l ucizi pe diavol. Altfel nu se poate ucide diavolul, este imposibil. Că el întotdeauna are tendința spre plăcere și omul este atașat de plăcere. El pune întotdeauna diavolul pe primul plan. Deci binele lui este diavolul. Tot ce pune el pe primul plan este diabolizare. Toate idealurile acestea, principii, virtuți și reguli și binele propriu absolutizat este diabolizare. El se închină la diavol și nu știe. Diavolul are o etichetă pozitivă, Dumnezeu are o etichetă negativă. Dumnezeu e tot ceea ce distruge binele și distruge de nu se vede. Și noi zicem, aoleu, Doamne, ce a avut cu mine? Nu cu mine, cu diavolul. Bine-i face. Întotdeauna când diavolul are drame personale, suferă, pierde și nenorociri, sufletul se întărește. Deci noi avem nevoie cât de mult se poate de nenorociri, de necazuri, pentru diavol. Trebuie să le căutăm, să nu știm ce să-i facem ca să-i face cât mai mult rău diavolului. Și asta ce înseamnă? Nu-i dai ceea ce vrea. El vrea să mănânce strudel, nu-i dai strudel. El vrea să stea jos, nu-i dai voie să stea jos. Nu stai jos, stai în picioare. În momentul în care dorința lui este foarte mare, atunci trebuie să-l oprești. Când l-a oprit, atunci se deschide poarta celui și vine energie subtilă. Deci noi ne alimentăm o energie subtilă numai în momentul în care dorința este foarte mare și o oprim. Da. Când ai oprit dorința mare, atunci vine energie subtilă și îl învingi. Dar trebuie de la pași mici. Deci lucrurile astea, cât de mici sunt, mereu să vrei să pierzi, să nu vrei să câștigi, să te oferi. Ce făceam când eram mic? Nimeni nu mi-a spus să fă curățenie în casă, făceam în mod natural. Mama mea nu mi-a spus vino să mă ajut la bucătărie, m-am dus singur. Nu m-a ajuns, vino, nu mi-a zis vino și ajută-mă la spălat rufe. M-am dus singur. Singur m-am dus să fac cumpărături. Spălam pe jos și m-am dus. Spălam casa scării. Nimeni nu m-a pus să spăl casa scării. M-am oferit singur. Deci sunt metode, deci știam foarte bine. Eu n-aș fi putut să merg în alte lumi. Era exclus. Dacă nu făceam sacrificiu de sine să mânca cu energie subtilă, că nu aveam energie. Deci eu dacă nu spălam scările și nu făceam curățenie și nu spălam pe jos și mai departe, eu nu aveam energie să pot să intru în comuniune cu Dumnezeu, să mă duc în trecut, în viitor, dincolo de lumea aceasta. Nu puteam seama aceste experiențe. Și asta cât am reușit eu să le strâng este din faptul că eu cât mi-am amintit, dar erau zi de zi de zi, erau asemenea experiențe. Mii de experiențe. De unde să le țin minte? Că vreau să spun că intrăm acum iar pe niște nuanțe, că cum spuneai că te duceai singur, era vorba de ajutorul în familie. Și acum ce facem? Iar, că așa noi femeile de obicei ne ducem singure, să facem și aia, și aia, și Și aia. oricum le faceți, oricum le faceți Oricum le asta, pentru facem, că nu că ne întreabă bărbatul nimeni. fuge. Da. Păi și Da. atunci cum mai rămâne? Păi, ce să rămână? Că faci curățenie în casă, faci nu știu ce. Problema e să la servitul bărbatului. Nu trebuie să servești bărbatul când poate să facă ceva singur, pentru că el nu va face reciprocitate. Îi întărește orgoliu. Când ai întărit orgoliu, Dumnezeu zice, pentru că tu nu l-ai reglat, nu l-ai umilit, atunci va trebui eu să vin să-l umilesc. Se scade orgoliu și Dumnezeu când vine, vine cu boli, cu dureri, cu pierderi și așa mai departe. Deci, problema este că noi avem o etichetă negativă la
ceartă, la Suferință. suferințe, la dureri, la pierderi, la Boală. boală. Spre exemplu, acolo unde, spre exemplu, femeia sau bărbatul doresc să fie serviți, acolo va fi destrămarea familiei. Că ei trebuie doar să se ajute unul pe altul, să se servească unul pe altul. Când unul s-a oprit și nu mai face nimic pentru celălalt, a început destrămarea relației. Pentru că el începe să se preocupe numai de el, îi crește orgoliu foarte mult și atunci vine nenorocirea din față, că trebuie să vină nenorocire. Deci, în momentul în care noi absolutizăm niște idealuri, inversul lor este salvarea. Adică, spre exemplu, în familie, bărbatul are nevoie să fie certat, are nevoie să nu-i se dea, are nevoie să nu primească, să nu fie slujit, să nu fie ajutat. Și la fel femeia. Înțelegi? Deci când unul din ei începe să aibă pretenții și se oprește și nu mai dorește nimic, nu e reciprocitate, a început destrămarea relației și a familiei. Și atunci ceilalți încep să-l șicaneze, încep să-l deranjeze. Dar e foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta. Îl ceartă, femeia îl ceartă, copiii îl ceartă sau îi se opun. Păi, lucrurile astea sunt naturale. El are nevoie. Deci, de fapt, îi salvează sufletul. Dar el, bărbatul sau femeia, pune o etichetă negativă la ceea ce îi salvează sufletul. Are nevoie, spre exemplu, bărbatul are nevoie să fie trădat, are nevoie să fie mințit, are nevoie să fie respins. Atunci când el absolutizează armonia, binele, fericirea trupului și mai departe, a început destrămarea vieții, a lui, a familiei, a copiilor. Deci nu are voie, nimeni nu are voie să pună materia pe un plan. Cum a pus materia, cum începe moartea? Și îl pândește așa, oricând. Și lovește de nu se vede. Deci nu starea de bine trebuie să fie, ci o continuă înfrângerea stării de bine, opoziție la starea de bine. Păi uite-te la organism. Ce înseamnă sănătate la organism? Să nu-i dai. Să nu aibă parte, să nu primească. Asta înseamnă sănătate. Pentru că atunci pornesc mecanismele de autoreparare. Când ții post, când nu-i dai să mănânce continuu, zi de zi de zi, de 3 ori pe zi, când nu-i dai, când nu mănânci, când ai zile în care nu mai mănânci, atunci el începe autorepararea și întinerirea. Deci, viața, cine caută viața, viața ce înseamnă? Bunăstare, bine, atenție, fericire fizică, sex și mai departe. Toate plăcerile vieții, ăsta te omoară. Tot ce punem noi pe primul plan te omoară. Ce salvează? Exact ceea ce respingem noi. Și ne supără pe noi. Că de ce te cerți cu mine? De ce nu mi-acorzi atenție? Păi n-are voie să... Deci celălalt nu-i acordă atenție în măsura în care bărbatul, spre exemplu, sau femeia, fixează binele propriu. Când a fixat binele propriu și nu mai face nimic pentru celălalt, a început destrămarea. Și celălalt trebuie să vină împotriva lui și este natural. De ce se întâmplă? Nu-i de vindecat. E deja soluția divină. Deja s-a întâmplat soluția divină. Și copiii intră în conflict cu el și se ceartă cu el, soția la fel, și îl corectează și mai departe. Și trebuie. Dacă, spre exemplu, soția nu-l corectează, îl corectează copiii. Dacă copiii și soția nu-l corectează, îl va corecta viața. Și atunci va fi mai dur. Va fi mai Eu dur. vreau să întreb, înseamnă că atunci când un bărbat vine către el, vine corecția femeii, pe motivul ăsta, că el dorește să fie servit și că, nu Dorește știu, plăcere, dorește da. fericire, dorește Ce să se vreau să simtă spun, bine. înseamnă că pe motivul ăsta bărbatul nu pierde energie, nu? Că nu e ca și când îl atacă femeia, cum vorbeam noi odată, că atunci când femeia se ia de bărbat, pierde bărbatul energie. N-am Înseamnă zis că, într-un asta. fel, e N-a. salvarea lui. E salvarea lui. N-am zis că el pierde Da. energie. Nu. Păi nu, că spuneam așa, când femeia îl toacă pe bărbat, îi ia din energie. Păi ia din energie în momentul în care el, spre exemplu, nu face reciprocitate.
Deci când face reciprocitate, nu ia din energie și nu există nici ceartă. Păi nu, eu vorbesc Nu-l atacăm. de atunci când nu este reciprocitate și atunci femeia se duce spre el să-l critique, să-l certe, că nu face nimic. Da. Atunci ia energia. Sau e spre binele lui că îl critică Este femeia. spre binele lui. Da, este Da. spre binele lui. Da. Și ia Chiar energia. dacă el pare că e atacat sau... Îi ia energia binelui, îi distruge Binele. binele, îi ia energia. Deci asta se întâmplă. Îi ia Da. din energie, îi ia din starea de bine, din energia binelui, distruge binele. Binele. Da. Pentru el, energia telurică, energia materială, este un bine. Este... Dar îi distruge acestea. Ia din energie, da. Da. Îl Punându-l în distruge. disconfort, el se încarcă. Da, și ia din energie, ia din viață și îl omoară. Dacă nu face asta, femeia și copiii fac ceilalți. Sau face Dumnezeu. Nu scapă nimeni, este exclus. Da, Oricum, e un când... mecanism foarte perfect E făcut de perfect, Dumnezeu. deja perfect, nu poate Da. fi comentat. Da. Și noi avem nevoie, primordialitatea trebuie să fie necazul. Necazurile nefericite să fie mai mari. Pierderile trebuie să fie mai mari decât fericirea, pentru că fericirea ia ego-ului, ia diavolului. Și Da. ăsta când crește, împinge sufletul și apar necazurile după aceea, automat. Deci necazul nu este salvare. Da. Sufletul când îi dă un necaz, când îi dă o palmă, știi, când îi dă o ceartă, îi dă un disconfort, o lipsă, păi îi salvează viața. Și noi punem etichete negative la Dumnezeu. Aici e problema noastră. Deci, diavolul are etichetă pozitivă. Și Dumnezeu are etichetă negativă. Ceea ce salvează sufletul întotdeauna are etichetă negativă. Toate nefericirile, noi ne ducem că suntem nefericiți. Păi nefericirea ai nevoie. Ai niște idealuri acolo, ego foarte puternic, mândrie, trebuie să fie zdrobită. Este vindecare. Cum să te duci la psiholog sau la preot că sunt nefericit, că sunt nu știu ce? Că e vindecare, deja ți-a dat-o Dumnezeu. Înțelege despre ce e vorba, da. Numai un pic, haide că am ajuns acum cu preotul. O întrebare era că ce să facă o persoană care trebuie să se ducă la spovedit și nu Deci, simte să se mai spovedească, care e acolo din... să arunce cu cuvântul trebuie la coșul de gunoi. Nu, dar e din meserie de acolo. De asta zic că trebuie. Că e din ordin de acolo. Nu mai simtă să se spovedească, a înțeles care e, dar fiind acolo, băgat în... Ce să facă în cazul ăsta? Să schimbe meseria, să facă Să schimbe muncitor. meseria. Să facă muncitor. Da. Pentru că deci este un idol, e idolatrie acolo. Când se Da. absorbizează spovedanie și mai departe, idolatrie și ia din viață. Și acum Nu ce că alege el? Vă să pierdă viață sau... la un moment dat compara spovedania cu vulnerabilizarea. Dar vulnerabilizarea e una ca să vorbești, ca să înțelegi mecanismul și să nu te mai învinovățești nici pe tine, nici pe alții, pe când spovedania te bagă în vină și te bagă în absolutizarea virtuților. Păi, muncitorul e superior preotului, pentru că e în Da. contact direct cu Divinul. N-are ego, îi scade ego-ul zilnic. E superior. Pe când la preot oamenii vin și se închină, deci își ridică ego-ul. Da. Se crede superior. Înțelegi? Deci muncitorul este de fapt, așa trebuie să fie un preot. Zice și în Vechiul Testament. Așa trebuie să fie un preot, un om care se dăruiește celorlalți fizic. Adică, preot, nu poți să spui că. Deci, preotul nu e preotul. Preot este muncitorul. Preot e țăranul. Preot e măturătorul, e un preot. Deci, cel care Da. este în contact cu munca, cu viața, față către față, cu greutățile ei, ăla este preot. Iar cel care își fixează binele, este, de fapt, o ființă întunecată. Ai un diavol lângă tine. Și nu știm. Deci, repetăm cu femeia. Poate nu s-a înțeles. Când atacă bărbatul, îl atacă pentru că el fixează un bine. Într-adevăr, ia din energie.
Da. Ia de energie, îl atacă și distruge energia acelui bine. Da. Stabilitatea lui, comoditatea lui o distruge. Da? Da. Deci, când bărbatul e atacat de femeie, el ar trebui. Deci, de fapt, atacat de Dumnezeu prin femeie, trebuie Da, să înțelege da. că nu femeia este cauza. De fapt, o adevărată carte este o carte în care vorbești despre Dumnezeu și nu despre bărbat sau femeie. Că Da. el ia ambele roluri. Se ciocnește. Scopul lui este să fie duși oamenii, bărbați și femei, să fie duși în echilibru, în neutralitate. Astfel încât în neutralitate să nu pui binele tău pe primul plan. Adică să pui sacrificiul de sine mai sus decât... Ce face el? Divinul este rob. Dacă unul altuia sunt robi, bărbatul și femeia, atunci va fi armonie în față. Dacă nu sunt robi, aleluia. S-a terminat Deci, ideea e că niciun bărbat și nicio femeie nu pot ataca partenerul de viață dacă partenerul ăla nu își alege binele. Exact, este imposibil, asta Da. este protecția. Da. Deci el te va ataca întotdeauna prin celălalt, bărbatul pe femeie și femeia pe bărbat, în clipa în care noi vorbim că e mai vizibil Da, atacul da. femeii asupra bărbatului, Da, se întâmplă și da. invers. Femeia atacă bărbatul, ceartă, nu știu ce, în momentul în care el a fost prea comod. Da. Și de fapt îi produce o incomoditate ca să se salveze sufletul. Nu este rău Da. ce face femeia, că nu face femeia, Dumnezeu face prin ea. Deci nu putem, la nivelul la care a ajuns acum școala ei, noi nu mai putem să acuzăm bărbatul și femeia. Da. Este Divinul care joacă prin ei. Ăsta este nivelul la care s-a ajuns acum. Dar noi n-am fost la nivelul acela atunci și asta se întâmplă. Probabil că era o treaptă pe care trebuia noi să trecem și ca să ajungem să înțelegem așa. Da. Ambii sunt importanți, au natura lor, a fiecăruia, este specifică lor. Sunt diferite, dar sunt Da. miraculoase, sunt minunate, fiecare. Bărbatul are o simplă prioritate, o prioritate de inițiativă. Înțelegi? Care inițiază creația. De aceea Dumnezeu este bărbat, inițiază creația. Fără bărbat nu există creație. Deci în momentul în care este atacat bărbatul acum prin feminism, a scăzut potența la sub 45% și dispar bărbații. Dispărăm noi ca specie. Este un atac asupra speciei umane. Uite, dacă luăm, că acum te-ai dus spre un univers puțin mai mare decât cel al relației, da? Femeile care atacă bărbații în mod general, nu cumva se întâmplă asta tot pe același motiv, că bărbații cumva și-au urmărit binele lor la un Păi asta ai moment spus și tu înainte. Deci dat? dacă Da. noi nu ne urmărim bine, nu vom fi atacați. Da. Dacă ne urmărim, dar asta este variabilă continuu. Putem mult Da. timp să nu ne urmărim bine și deodată suntem comozi, devenim comozi. Și atunci Da. celălalt ne va ataca. Și așa se Și normal schimbă să întâmple. și, da, uite, a venit feminismul, a venit ca să bărbatul să fie Deci, cumva. în ce cauză este apocalipsa acum? Și nu se poate face nimic. Pentru că omul a fixat binele. Deci, în Da. momentul în care el și-a construit, a devenit totul comod. Stă la bloc, nu face mai Exact. nimic, acum o să stea acasă, lucrează de acasă, totul să fie poate ușor, vin roboții. Deci, roboții omoară. Da. Bunăstarea omoară. Comoditățile omoară. Deci, noi ar trebui să renunțăm la orașele comode. Da. Să renunțăm, să revenim la orașele, la cum era înainte, când nu aveam, să revenim la cozi, cozile să aveau viața. Când Era un fel de aveai... vânătoare coada, adică munceai ca să-ți procuri hrana. Exact, dar coada distrugea comoditatea. Da. Deci, perioada aceea era de fericire maximă, aia pe care noi o criticăm. Deci, când nu aveai atunci, când era greu să obții ceva, Da. atunci erai în fericire maximă, pentru că sufletul era puternic. Iar Deci, coada, pentru cine nu știe, era și de așteptare, că niciodată nu te puneai la coadă și cumpărai. Așteptai să vină masa. exact, și așteptare și tot. Și Da. stăpânii la lume au observat, măi, le întărește ăstora sufletul, știi? Da. Și ne dau pe noi afară, ne pierdem puterea. Pentru că nu mai vor să consume, nu mai vor nu știu ce și noi pierdem puterea. Deci dacă omul nu se mai bă lăcomie, ei pierdeau lăcomia.
Și ei erau dați afară. Din cauza asta au venit acum cu societatea aceasta a bunăstării. Ei au mers în paralel cu două tipuri de societăți ca să vadă cum funcționează. Acum vor să facă societatea bunăstării peste tot, pe tot pământul, pentru că au înțeles foarte bine ce înseamnă. Deci, omul, cum ai putea tu civilizația asta care este a bunăstării și a comodității să o determin să se distrugă? Nu poate. Și atunci Dumnezeu, prin ei, a venit cu mare resetare și ne zice, nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Încetul cu încetul ai să vezi o chestie. O să intre oamenii că ei vor să nu muncească, să primească bani, să nu muncească. Ei zic că este o ideal asta. Și încetul cu încetul vor fi restrânși în toate modurile posibile. Probabil își vor recâștiga sufletul. Când își vor recâștiga sufletul, singuri vor distruge bunăstarea. Adică prin nu o vor mai vrea. Nu o vor mai vrea. În clipa în care nu o să mai vrea, deci vreau să spun că Marea Resetare, care conține în ea distrugerea omenirii, conține și salvarea omenirii. În momentul în care oamenii nu vor mai avea nimic și sufletul devine puternic, da? Atunci îi elimină pe stăpânirea lumii, elimină tot. Elimină roboți, elimină tot. Că nu mai... O să înceapă să prețuiască interacțiunea între ei. O să dorească să fie împreună, o să iasă afară, chiar dacă sunt închiși în lagărele de 15 minute. O să iasă să fie împreună, o să iasă să se ajute unul pe alții, unul pe altul, că o să simtă nevoia. Dar după ce vor trece prin perioada de moarte, adică foarte mulți vor muri, vor înnebuni, se vor sinucide și mai departe. Da. Va Dar cei trebui care vor să trăim rămâne, experiența asta da, cei cumva, care vor da. rămâne și vor înțelege, aceea... Deci, distrugerea este cale spre divin. E singura cale de spre divin. El oricum face chestia asta dintotdeauna. Nu vezi că noi de fiecare dată ne ducem încăpățânați pe bunăstare și comodități, el tot timpul vine și ne le distruge. Știi? Și asta se întâmplă dintotdeauna. De când ne știm noi, mereu ne confruntăm cu nefericire, lucrurile nu se întâmplă cum vrem noi, oamenii ni se opun și mai departe. Da? Deci, nu fericirea vieții trebuie să o cauți, ci o nefericire. Nefericirea vieții e cea mai mare fericire posibil, pentru că e nefericirea diavolului. Deci noi trebuie să facem tot posibilul să ne opunem binelui diavolului, binelui nostru. Adică să ne autolimităm continuu, să ne autoconstrângem, să ne autostresăm. Așa cum am văzut, în momentul în care ne autostresăm, energiile se nasc. De fiecare dată când te autostresezi, pornește primăvara în tine. Efectiv, pornesc toate energiile de refacere organismului. Păi ar trebui să fie dominante. Deci, ce prelungește viața? Și ce ne face o viață frumoasă, sănătate și fericire pentru noi și pentru copiii noștri? Că ce e noi se duce și la ei pe cordoane energetice. Să nu căutăm niciodată fericirea noastră. Să nu căutăm comoditatea, să nu căutăm belșugul. Să nu vrem să ne ducem Da. întotdeauna în jos și nu în sus. Să refuzăm. Pe exemplu, îți dă cineva o dulceață. Mănânci un bob de acolo, na. Ca semn, dar nu mănânci dulceața toată. Îți dă cineva o prăjitură. Guști o linguriță. Și nu mănânci toată prăjitura. Da? Îți iei o prăjitură pentru tine. Nu mănânci toată prăjitura. Mănânci 2 săptămâni din ea. Câte o linguriță. Uneori, câteodată, când nu-ți amintești. Sau dai la altcineva. Sau o arunci. Deci trebuie mereu să aduci semn că binele nu-l cauți. Adică nu cauți fericirea vieții. Cel care caută fericirea vieții va muri. Și spune clar în Noul Testament. Cine va căuta fericirea vieții, nu? Și noi asta facem. Căutăm comodități, belșug, bunăstare, stabilitate, siguranță și salvare. Căutăm fericirile vieții. Le va pierde, zice clar acolo, nu? La Noul Testament. Cine le va lăsa, adică nu le va vrea, va câștiga viața. Spune clar. Marius, Dintotdeauna e dacă... aceeași învățătură, nimic nu se schimbă, e bătută în cuie, va fi întotdeauna. Școala dacă iubirii a știi fost cât de dintotdeauna. obsedat am fost cu acest paragraf din Noul Testament, deci tot timpul până la învățături, deci pur și simplu simțeam că e ceva cu paragraful ăsta și că încă nu
Înțeleg, încă nu pot să trec de el. Dar nu l-ai înțeles? A dat un... Înainte de învățături, nu. Nu. Nu, cu asta, cu cine va lăsa viața pentru mine, nu, nu înțelegeam nimic. Era chiar un paradox în mintea mea, nu înțelegeam. Deci îți dai seama Ce ce vreau să zice, ce spun? pericol este fericirea Da. vieții. Deci asta înseamnă că niciodată să nu vrei fericirea vieții. Întotdeauna Da. să pui binele celuilalt, nu pe al tău. Mereu să cedezi binele tău. Când cedezi binele tău, te îngași cu energie subtilă. Când aduni mai mult bine pentru tine, mori. Da. Mori. Deci, revenim la bărbat sau la femeie. La bărbatul, că este mai fix bărbatul, el caută comodități. E natura lui să E fie mai deci. comod, da. Așa. Și când femeia îl servește și mai departe, el are tendința naturală să și așa și înainte a fost învățat să pună binele său pe primul plan și el începe să devină orgolios, are un orgoliu foarte mult, foarte mare. Adică începe să ceară socoteală, Da. începe să aibă pretenții, ca ceilalți să-l servească, ceilalți să-l aduleze, ceilalți ca un Dumnezeu. În Da. momentul în care el face chestia asta, el își pune viața în pericol. Dacă soția sau copiii îl servesc, îl omoară. Deci ca să-l țină în viață, ei trebuie să nu-l servească, să-i se opună tot timpul, să se certe cu el, să-l respingă, să nu facă ce vrea el, îi se opună tot timpul, să fugă din calea lui, să-l determine să facă singur totul. Singur totul. Păi și ce ne facem cu popoarele astea care au adulat bărbatul și era rege în casă, nu mișca un deget? Păi cine a creat religiile lor? Salvator! Ăla care a dat salvaturi la toată lumea. Da. Ăla. Deci, ei sunt deținuți de către acel popor care are decât pe Dumnezeu. E singurul popor de pe pământ care nu are decât pe Dumnezeu. Am înțeles că la voi, acolo la indieni, Jianini sau nu știu cum se numesc, la fel, Da, e o altă religie, dar lor, da. l-au decât pe Dumnezeu deasupra. Dar probabil că sunt nesemnificativ ca număr, nu mă pricep. Oh, sunt și ei, au și niște obsesii, au niște... ăștia parcă, mi se pare că nu mănâncă decât ce crește deasupra pământului, de exemplu, da, Păi nu mor obsesia cu aceea bucare în este interior. metoda de destrămare a religiei respective. Da, Că da. de fapt, uite, de la școala Biblie, ce frumoasă și superbă este. Ea zice, nimic exagerat, ea înseamnă puțin. Când mănânci, spre exemplu, puțin, pornesc puterile de regenerare ale vieții. Da. Că totuși am spus mereu, este o problemă de energie subtilă și energia subtilă se obține la înfrângere. Da. Când ești înfrânt, când ești restrâns, când nu exagerezi, când nu cauți comoditatea, deci când cauți incomodul, când nu cauți fericirea corpului tău. Deci, omul se plânge de nefericire, dar nefericirea e cea mai mare fericire. Femeia se plânge de singurătate, dar are nevoie de singurătate atâta timp cât are orgoliu foarte mare. Singurătatea îi distruge orgoliu. Păi face bine. Da. Deci tot ceea ce noi zicem că nu e bine, este cel mai bine. Noi ne plângem întotdeauna de Dumnezeu. Și vrem să-L corectăm și vrem să-L schimbăm. Și îl ducem pe diavol de mână la preot și la medic, ca să îl repare. Adică săracul că suferă foarte mult, se plânge și se vaită. Păi e foarte bine, sufletul este fericit când ăsta se vaită. Deci în viață trebuie să facem tot posibilul să-i facem cât mai mult rău. Cât mai mult rău diavolului. Și ce e diavolul? Diavolul vrea să stea jos. Și tu să nu-i dai voie să stea jos. El vrea ștrudel. Nu-i dai ștrudel. Deci diavolul vrea plăcere. Vrea ușor, vrea plăcut, vrea stabilitate, siguranța vieții, vrea savoare, savuros, e lacom, vrea viață. Să nu-i dai viață. Da. Deci a nu-i da viață, de fapt, îi salvezi viața. Când în familie soția nu-l servește pe bărbat, îi salvează viața. Când nu face ce vrea el, când nu-i răspunde la comenzile lui, când îl respinge. Deci, omul care pune satisfacțiile vieții pe primul plan, armonia în familie îi face rău. Da. Bunăstarea, servirea, slujirea celorlalți îi fac rău. Deci, când el fixează binele propriu, al servi înseamnă a-l omorâ. Păi el devine mai orgolios, atunci
Soția ce face? Îi duce, îi crește orgoliu, se duce dincolo de linia roșie subție și vin necazurile peste el de toate felurile. Și atunci ea, în mod natural, simte nevoia să-l certe, copiii simt nevoia natural să se ia de el, să se lupte cu el, natural, ca să-i salveze viața. De ce se întâmplă? În familie este foarte bine. Este foarte bine. Nu e de Și răspuns. nu trebuie noi să ne facem griji, cum trebuie să fac sau ce trebuie să Oricum fac, s-a pentru că întâmplat să e lovesc. automat. Noi doar descriem ceva ceea ce Da. Dumnezeu a făcut perfect. Da, exact, Și da. măcar să-L înțelegem de ce s-a întâmplat lucrul acesta. Nu Da, e da. nevoie să... Deci oricum acolo există... Întotdeauna este vindecare. Tot ce este, nu ne place nouă și nu ne convine, ne salvează viața. Da. Deci noi zicem, punem etichetă negativă la ceartă. Păi ceartă e foarte bună. Da, uite, știi care mai e, că acum mă gândesc. De fapt, hai să spunem că se întâmplă o ceartă între femeie și bărbat, da? Femeia îl atacă pe el pentru că e comod și nu știu ce îi salvează viața. Dar și pentru că ea se supără din cearta asta, și acolo este o vindecare pentru ea. Și acolo e, adică, merge în ambele direcții totul. Când este jignită de către bărbat, Da, da. înjurată, nu știu ce țipă ăla la ea, strânge din dinți și vrea să o moare. Da. Și acolo este vindecare, vindecare pentru ea. Nu, eu vorbesc în aceeași ceartă, știi? Da. Mai ales vorbesc că într-o ceartă nu neapărat trebuie să iasă unul, că mai zice și ăla, mai zice și ăla și se reglează automat ambele egouri. Acolo unde este orgoliu mare, binele nu poate să fie, armonia nu poate Da. să fie. Soluția ar fi să. Deci, în clipa în care bărbatul se ocupă numai de el sau femeia se ocupă numai de ea, a început destrămarea familiei. Da. Atunci este nevoie de ceartă, este nevoie să nu primească ceea ce dorește, este nevoie să nu facă sex. Este natural să nu facă sex. Cu cât omul este mai orgolios, cu atât plăcerile sunt refuzate. Da. Dumnezeu nu-i dă voie la plăceri că l-ar omorâ. El se duce la biserică și zice, dă mai multă plăcere. Păi cui îi cere? Cere diavolului. Și îl caută după aceea plăcerea. Tot timpul. Deci, omul acela deja are structurile fine ale câmpurilor distruse. Sunt franjuri făcute. Și el intră în pedeapsă. De unde știi că a intrat în pedeapsă? Când a apărut împotrivirea din partea femeii sau a copiilor, a intrat în pedeapsă. Când ceilalți colegi, prieteni, îl urăsc, a intrat în pedeapsă. E? Îl urească, trebuie să-l urească ca să poată să scadă din îndreptățirea de sine. Omul acela are nevoie să fie jignit, are nevoie să fie umilit, are nevoie să fie călcat în picioare. Nu trebuie să îi se dea ceea ce dorește, trebuie ca tot să îi se împotrivească, să-l dezamăgească. Da. Dezamăgirea e salvarea sufletului lui. Și Dumnezeu încearcă să facă chestia asta. Dar cu cât omul acela se ține mai mult de fericirea vieții, cu atât va fi distrus mai repede. Pentru că el refuză ajutorul divin prin oameni și atunci se va trezi cu o boală de lungă durată. Sau cu o pierdere financiară sau cu un necaz financiar. Deci chestia este îl bântuie. De cel mai periculos lucru în lume este binele. Idolatrizarea binelui. Și noi foarte frecvent facem chestia asta și asta se referă la femei. Le-au făcut să idolatrizeze virtuți, idealuri, principii, reguli, tradiții, obiceiuri. Le fixează Da. binele propriu. Când le fixează pe acela, începe destrămarea vieților. Deci, trebuie să fim atenți. Acolo unde zice că numai așa, nu e adevărat, e invers. Nu e adevărat ce zicem. Când zice că așa trebuie să fie lucrurile, nu trebuie să fie așa, vor fi pe dos. Lumea asta este construită numai pe inversul absolutizărilor. Pe exemplu, religia a fixat și a idealizat familia, s-a trezit cu homosexualitatea, cu bei. Da. Cu cât familia este mai fixată, cu atât curcubeii vor fi mai mulți. Și un singur lucru trebuie făcut, renunțat la absolutizare. Și a acceptat inversul. În momentul în care a acceptat inversul, nu mai e nevoie de destrămarea vieții. Da. Din cauza asta, viața și lumea se duce spre direcția aceasta, dar noi nu înțelegem sensul ei. Oricum, sensul ei este divin. Da. Dumnezeu îi pune pe ea să se tatueze, îi pune să fie așa, pentru că noi am asotizat din religii niște chestii. Eu o să fac o emisiune astăzi.
O să citesc afișe. Foarte multe afișe am făcut, dar mai bine în emisiune decât să le citesc acum. Toate lucrurile astea care discutăm noi acum la liber, Da, le-am da. scris și o să le citesc. Deci asta este de neconceput pentru noi. Nimeni nu poate să creadă că cearta e fericire, că faptul că ești umilit e un mare dar divin, faptul E că ești vindecare, înjosit, că da. nu primești ceea ce dorești, îți salvează viața. Oamenii aceia care se luptă cu tine și te calcă în picioare, de fapt îți salvează viața. Ceea ce zicem noi că este rău, este întotdeauna divinul. Deci numai Dumnezeu are etichetă de rău. Diavolul are etichetă de bine. E total invers. Noi când ne închinăm la bine și cerem bine, noi cerem rău în viața noastră. Da. Cerem suferință, durere. Și Dumnezeu vine sub formă de suferință, aici ceac. Deci este tot o cale spre Dumnezeu. Bun, te duci pe idolatrie, idolatrizezi, fixezi ălea, îți faci viața nenorocită, dar să nu zici că e rău. Că îți vine după aceea. Deci tot ceea ce este divinul care dă năvală peste tine și îți distruge, tu ce ridici pe primul plan. El are o singură dorință, Dumnezeu, să nu faci idol. Pentru că materia fiind secundară, îi schimbă ordinea lumii. Adică noi absolutizăm materia, punem materia pe primul plan, în loc să punem sufletul, spiritul. Și cum se ajunge la suflet, la Dumnezeu? Negând materia. Când nu vrei materia, te apropii de Dumnezeu. Când refuzi materia, când nu vrei mai savuros, când nu vrei mai plăcut, când nu vrei mai ușor, când nu vrei să mergi cu mașina și mergi pe jos, atunci tu, de fapt, îl alegi pe Dumnezeu. Degeaba omul merge la biserică, dar se duce cu mașina la serviciu. Păi Da. a ales pe diavol. Unde? Se închine la diavol. Și cu siguranță, toți care merg la biserică, aleg ușorul, cu siguranță. Pentru că ei, întotdeauna, ei se duc la biserică ca să ceară un bine pentru ei. Deci sunt cei mai necredincioși. Cei care zic că sunt credincioși, cu siguranță că sunt cei mai absolutiști, cei mai răi, cei mai necredincioși posibil. Credincios este numai omul care nu-și caută binele. Omul lui Dumnezeu este omul care nu-și vrea binele. Nu-i vrea binele diavolului. Care nu știe ce să facă ca să-i facă mai mult rău diavolului. Cum îi faci rău? Spre exemplu, cumperi 1 kg de mere și 2 mere le-ai dat. De fapt, ai făcut un rău diavolului. Ai făcut un sacrificiu. O Ai jertfă. luat de la gura diavolului merele. E luată, da, te să iei de la gura. Nu știi ce să faci, cum să-l chinuiești pe ăsta mai mult. El vrea să stea jos, nu-i dai voie să stea jos. Deci tot timpul ești cu ochii pe diavol să nu-i fie bine. Și atunci se întărește sufletul. Și sufletul se încântă și se bucură. Deci noi nu avem energie subtilă, din cauza asta și murim. Din cauza asta suntem și nefericiți, viața este un chin pentru noi, pentru că nu știm că chinul e fericirea. Chinul respectiv care ne-l dă este, de fapt, metoda prin care Dumnezeu ne îndreaptă spre el. Deci noi ar trebui să ne bucurăm când lucrurile nu merg bine, ar trebui să ne bucurăm când nu suntem serviți, când oamenii nu fac ce vrem noi, că ei nu sunt obligați niciunul să te servească, să Da. facă ce vrei tu, să ne bucurăm când suntem umiliți, când suntem înjosiți, când suntem călcați în picioare, când avem pierdere. Din cauza asta, eu ce am făcut? Mereu nu făceam binele meu. Adică nu căutam binele, îmi căutam rău. Și o viață întreagă eu m-am căutat rău. Eu spun, eu nu puteam să trăiesc de fluviu de gânduri, că nu aveam energie. Decât dacă tot timpul, dacă spălam casa scării, dacă Da, făceam, Marius, eu dar nu sunt aveam cum. curioasă. Cred că tu nici nu puneai etichetă că e rău ceea ce faci tu, că e rău că speli casa scării, Nu nu? Tu o puneam, dar făceai era o intuitiv. chestie instinctivă în noi, Da. în mine, care îmi spunea că eu nu ai cum să menții continuitatea Da. acestor situații, acestor miracole. Nu puteam să le țin, decât eu simțeam chestia asta, că în momentul în care cedeam binele Da. meu, păi eu puneam cedarea pe primul plan. Când vorbeam cu cineva, eu niciodată nu îl contrazic. Îi dau voie să spună, pentru că nu mă interesează să mă opun lui. Deci dacă el consideră că are dreptate, foarte bine. Niciodată nu l-am contrazis. Ce am făcut? Am alăturat. Am bucurat că vine cu altă perspectivă pe care eu o alătur acolo.
E foarte simplu pentru mine. Spre exemplu, doar pun o întrebare și dau voie drumul omului și el vorbește singur, ca la radio. El vorbește, el n-a nicio problemă. Și nu-l contrazic niciodată. Lasă să vorbească. Deci dau dreptate întotdeauna la toată lumea. Nu-mi apăr adevărul niciodată. Și fac tot posibil să nu caut binele diavolului. Întotdeauna mă opun lui. Întotdeauna m-am opus lui. Da? Și atunci m-am încărcat cu energie. Deci întotdeauna am considerat ce este neplăcere, greu, pentru mine a fost fericire. Deci greul este fericirea. Incomoditatea este fericirea. Dar uite și pentru organism. Când îl stresezi și nu-i dai ceea ce trebuie, îl ții în post. Peste 16 ore. Și nu mai dai să mănânci. Atunci pornesc mecanismele de regenerare. Păi ce Da. înseamnă? Deci viața se regenerează, soarta se schimbă în momentul în care nu-i dai ceea ce vrei, ceea ce vrea organismul. Ego-ul ăsta este cel care vrea. Dumnezeu nu simte nevoia. Dacă te lași dacă ești absorbit în slujirea celorlalți de tine. Uite când erai copil, joaca era pe primul plan. Și când te duceai tot timpul la joacă, tu uitai de tine. Deci era important. Înseamnă, ce înseamnă joaca pe primul plan? Uitarea. Uitarea de tine, pierderea egoului era cel mai important lucru. Asta trebuie să fie în viața noastră. Să nu știm ce să facem ca să pierdem, să uităm de acest ego. Orice mijloc este valabil și bun și ne salvează viața. Că ego înseamnă lumea și ne ia din energia vieții. Deci noi trebuie să ne ferim de plăceri. Stabilitate, siguranță, bunăstare, belșug și comod și savoare. Deci tot ceea ce oamenii vor, le fac cel mai rău posibil. Deci fericirea este nefericirea. Când ai nefericire în viață, ești cel mai fericit posibil, că ai pierdut ego. Singurătatea este cea mai mare fericire posibilă. Pentru că singurătatea te-a decuplat de ego și atunci pierzi ego, pierzi orgoliu. În momentul în care ai pierdut orgoliu, nu mai este nevoie să fii singur și atunci Dumnezeu îți dă pe cineva. Asta ar fi soluția. Deci, întotdeauna, nefericirea este dovada faptului că omul are ego, are orgoliu, apără un diavol, se închină la diavol. Asta este închinarea la diavol. Închinarea la diavol este închinarea la idol, la bine, la adevăr, la dreptate, la fericiri. Asta este bunăstare, comodități, stabilitate, siguranță, savoare, gust, ușor, plăcut. Asta înseamnă idol, asta înseamnă diavolul. Omul Da. întotdeauna dorește diavolul. Se închină numai la el. Când se duce la biserică, se duce să ceară. Dăm casă, dăm mașină, dăm bani, dăm căsătorie, dăm sănătate pentru mine și pentru țară. De ce vrei? Și Dumnezeu ce a zis lui Solomon? Îmi pare rău. Nu pot să le dau pentru că n-au făcut jertfă. Să facă jertfă. Da. Dar aș Deci, putea să-i bag într-o jertfă. robie dacă vor. Să fie robi, da. Da. Și când s-a dus Iacob la Esau, ce a zis? Tu, Domnul meu, eu slujitorul tău. Tu, Eu stăpânul robul tău. meu, eu slujitorul tău. Păi este fantastic. Deci, când ești slujitor, ești dedesubt. Când ești dedesubt, ai blocat reacția din față. Deci nu mai vine nimica din față ca să te atace. Deci, Dumnezeu este în supunere, în slujire, în robie, în sacrificiu de sine. Nu e omul orgolios, e un om foarte urât. Are răutate în el. Reacționează dur, ripostează. Deci omul care ripostează este un om rău. Are răutate. El ripostează din diavol, are diavol. Și diavolul ce este? Absolutizează bine. S-ar putea să zicem că nu absolutizează binele propriu, dar absolutizează virtuți, ideale, Da, principii, da. reguli și tot alea bunurile simbolice care sunt ascunse. Și ăla sunt o nenorocire acolo, pentru că el începe să urască pe cel care nu respectă acele lucruri. Îl urăște și ura respectivă înseamnă reactivitate, diabolizare. Deci omul care le fixează pe ăștia, idolii aceștia, își face viața nenorocită. Că trebuie să Are fie om, cred că nenorocită. toți au Deci, fixat. omul nu are dreptul să fie fericit în viață dacă el pune fericirea pe primul plan, dacă el pune binele pe primul plan, nu va avea bine, nu va avea armonie în familie. Familia nu va fi unită atâta timp cât el fixează binele propriu. Ei sunt egoiști, fiecare face totul pentru el, femeia carieră, binele propriu, bărbatul, binele lui propriu. N-ai cum să se întâlnească, nu se întâlnesc deloc. Da.
Ce îi blochează? Bine la propriu. Ce ar trebui? Să nu-și caute bine la trebuie să se ducă în jos. Amândoi. Când se duc în jos, atunci descoperă că iubirea, descoperă. Păi ce este iubirea? E o continuă slujire reciprocă. Deci iubirea nu înseamnă bine. Înseamnă sacrificiu de sine pentru celălalt. Înseamnă jertfă. Asta înseamnă iubirea. Dacă unul nu se jertfește pentru celălalt, e terminată povestea. Și de unde știi? Păi apare ceata. Când apar pretențiile la bărbat, dăm, făm, nu știu ce, și la femeie ceata împotriva lui, opoziție, împotrivire la el, în mod natural. Și când copiii îl ceartă și intră în conflict cu ei, acolo este ruptură, s-a rupt totul. Și se pare că n-a fost niciodată nimic. Da. Deci, o căsătorie, ca să poată să fie fericită de la început de tot, trebuie să fie atent și bărbatul și femeia, și mai ales femeia, să nu aibă idol când intră acolo. Când intră în căsătorie cu niște idealuri din religie, e terminată. Îi se va da un bărbat ca să-i distrugă toate chestiile acelea și va fi pe dos. Depinde ce pune pe primul plan. Dacă pune fidelitatea, castitatea și mai departe, va veni pe dos. Înțelegi? Și totul vine de la religie, pentru că sunt bunuri simbolice. Bunurile simbolice nu sunt viața. Când le fixează, atunci nu poate să accepte, îl pune pe omul acela să îi se împotrivească și îl aruncă în iad. Da. De aia zice să nu ucizi. Să nu pui pe celălalt să facă un lucru care poate nu este propriu. Da. Dar Dumnezeu îi dă din start un om care așa este el, ca să-i distrugă absolutele. Deci o continuă, deci dacă vezi viața noastră cum este, tot timpul Dumnezeu se învârte în jurul nostru să ne distrugă idolii. Atâta face. Și noi cu cât ne ținem mai mult și noi creăm alți și alți stăpâni la lume ca să ne poată conduce, ei nu fac decât sunt creatori de idoli. Da. Din cauza asta au media în mâna lor. Media este în mâna lor, deci puterea este în mâna lor. Și mereu îți creează alți idoli prin filme, prin mai știu ce, nu? Da, Și de poate. exemplu, mâncarea e un idol. Ei vin cu Sigur. diversificare la mâncare. Diversificare. Da, Păi, da. supermarketul ce idolatrie. Când Da. erai fericit? Când nu găseai decât un produs. Niște conserve. Mâncai o conservă sau nu mâncai nimic sau te descurcai altfel. Da. Atunci, deci cea mai mare fericire a fost în perioada aceea dinainte de 89, pentru că nu am avut nimic. Și atunci n-am putut să ne facem idol. Deci Dumnezeu ne-a dus într-o situație maximă de fericire interioară a sufletului. Deci când este lipsă materială, atunci sufletul este cel mai fericit. Oamenii se unesc numai în lipsă materială. Numai atunci. Ce făceam noi? Ne duceam la coadă. Stăteam împreună, râdeam acolo, stăteam de la 5 dimineața la coadă, nu, sau de la 3, sau toată Da, noaptea stăteam la coadă. Și era o fericire, ce le-a pus Dumnezeu? Stați împreună. Ce era cel mai frumos? Am ajuns să regretăm cozile. Păi ce frumos era la coadă, ce povești! ce de povește. Da, dacă venea Marfa, începeam să ne împingem, Făceam, să ne... uitam! Da. Uitam poveștile. Dar încetul cu încetul mai învățam să ne respectăm unii pe alții. Că altfel ne călcam în picioare. Da. Da, apărea frica că nu ai, că nu ajungi, că mai iei. Da. Dar până atunci era frumos. Și oricum, n-a murit nimeni de foame. N-a murit nimeni de foame. Toată lumea avea tot ce-i trebuia, Cel puțin exact aveai cât îi trebuia, în bună măsură. pâine, mâncai ca și călugării. Da. Transformase societatea într-o mare mănăstire. Și da, am devenit călugări. Și măicuțe, cu toții. Da. Deci omul în viață nu trebuie să-și caute fericirea, că e nenorocire. Trebuie să caute fericirea întotdeauna. Vezi, toate cuvintele, toate cărțile se referă la fericire pentru diavol. Toate culturile popoarelor, toată înțelepciunea popoarelor se referă la fericire. Așa da, așa nu. Așa e mai bine, așa nu e bine. Deci caut un bine, o fericire. E bine, fericirea aia te omoară. Și nimeni niciodată nu spune, bine că sunt fragmente undeva, poate și în alte cărți, poate și în scripturile indiene și peste tot spun lucrurile astea, dar așa, fire mici. Cine caută viața o va pierde și nu va scăpa, n-are scăpare. Da. Și apare destrămarea. Și degeaba se duce la psiholog și la
medic și la avocat și la preot, pentru că nu are, se duce cu nefericirea diavolului. Păi nefericire e fericire pentru suflet. E. Omul acela ce i s-a întâmplat avea nevoie. Deci, oamenii fac cursuri de spiritualitate ca să, nu știu, să fie fericiți. Păi ei vor fericire pentru diavol, înseamnă că vor fi mai nefericiți. Ce au nebunit? Și nimeni nu le spune asta. Și dau mii de euro, mii de dolari pe cursuri care să învețe cum să fie mai fericiți. De E fapt, le aduce o nefericire mai mare. Da. curs de prefericire, că de-abia după aia vor cunoaște fericirea adevărată. Nu, sunt cursuri de diabolizare. Ei vor Păi fi da, și mai da. nefericiți. Da, după și mai nefericiți vor fi fericiți, vor cunoaște Și New fericirea. Age-ul învață pe oameni să uite cum să ai succes în viață. Păi succesul care e? Al diavolului. Să aibă diavolul Da, succes, pe asta da. înseamnă nefericire pentru suflet. Abundență, cum să ai abundență? Deci omul trebuie să caute în viață nu binele său. N-are voie să-și caute binele, trebuie să-și caute nefericirea diavolului. Adică să nu-i facă pe pofte, să nu-i facă pe plac, să nu-i dea ușor. Deci să aleagă greu. Când a ales greu, îl omoară pe diavol. Când a ales să nu fie bine, când alegi, nu alegi să fii slujit. Când nu vrei să fii slujit, atunci îl vrei pe Dumnezeu. Când nu vrei să ți se dea ceea ce visezi, atunci alegi pe Dumnezeu. Când nu ai pretenții, când nu ceri socoteală, când nu-l pui pe celălalt să te servească, atunci ești în Dumnezeu. Atunci încep procese de reparare ale sorții, ale destinului tău. Altfel, când omul adună numai pentru el, el adună ca să moară. Acel om deja este mort, e un mort viu. Și este și o ființă întunecată. Nu se poate așa ceva. Și sunt milioane și milioane de femei care zic că sunt nefericite. Păi nefericirea, ce e fericirea? Au standardul ăla ridicat de către societate, că așa trebuie să fie. Da. Copilul, mama, soțul, familia, căsătoria au standardele alea. Că atâta fac, au dat idoli. Deci toate cărțile astea care le citim noi, vindecarea copilului nebun sau nu știu Interior, care, interior. da? Sunt de fapt idealuri. Îți dă niște Da, idealuri, da. așa, da? Așa apoi încep să modifici viața în funcție de idealurile respective și viața începe să ți se opună. Deci ele sunt construite în așa fel încât atâta timp cât ai idealurile acelea, vei intra în conflict și cu Da, da. bebelușul și cu cei din... Pentru că nu idealul trebuie să îți dea. Viața așa cum este, cu nefericirile ei, este exact ceea ce trebuie să ți se întâmplă. Trebuie doar să înțelegi ce deja s-a întâmplat. Deci nu e ceva de obținut, cum credem noi, ci să înțelegem că întotdeauna suntem în poziția după. Deja ceea ce s-a întâmplat a fost perfect. Când ajungi la această înțelegere, atunci nu mai cauți un mai mare bine și nu mai ridici idealul. Înțelegi? Deci școala iubirii ce face? Descrie. Doar descrie lucrurile și spune că este bine ce se întâmplă. Da. Nefericirile sunt bune, ai nevoie de ele. Pierderile sunt darul de sus de neprețuit, ai nevoie de pierdere. Pierderea trebuie să fie mai mare decât câștigul. Nefericirea diavolul trebuie să fie mai mare întotdeauna. Deci, el trebuie să piardă tot timpul. Asta înseamnă ca în acțiunile tale de zi cu zi să nu-i vrei binele. A merge cu mașina înseamnă a-i vrea bine diavolului. A merge pe jos, îl chinuiești. A nu-i da ștrudelul, îl chinuiești. A merge pe scări, îl chinuiești. A nu merge cu liftul, îl chinuiești. A te oferi să faci lucruri care nu te-a pus nimeni să le faci, îl chinuiești. Eu ce am făcut? M-am încărcat cu energie subtilă și am avut forță să trec de fluviul de gânduri, că nu se trece. Oamenii când mor și pleacă din lumea aceasta pentru că au o imensitate de preocupare, o viață întreagă pentru binele lor, ei nu au înfrânare, ei nu au respingerea fericirilor vieții, ei n-au decât adăugare, ei nu au energie ascensională. De-aia se duc Da. în etajele inferioare a lui Ilie Ceară. Și eu, un copil, am avut forță să trec de putere, să trec de fluviu de gânduri, că nu se trece de fluviu de gânduri. Nu se trece. Sunt diferite etaje și la Ilie Cioară și unele sunt mai înalte, unde nu este presiunea așa de mare, unde era tatălui, dar n-a trecut dincolo, că trebuia să spună că tatăl meu m-a dus după el și era în spațiu de puncte scripitoare. De Eu exemplu. nu cred că a știut, Când a el nu ajuns cred că știe acolo, el. Dar el era în zicea zonele că el, superioare ale tot da, ale lumii de mulți sus. confundă etajele superioare Nu. cu raiul, Nu dar e nu nici era. cu rai.
Ca să Da. ajungi în rai, trebuie să te topești Da. în supa aia de sclipitoare. Dacă nu ești în Da, supa aia, da. nu ești în divin. Nicio șansă. Și ca să fii în supa aia, trebuie să fii sclavul tuturor. Și cine vrea să fie sclav? Nu vrea nimeni. Deci nimeni nu-l vrea pe Dumnezeu. Nu există așa ceva. Oamenii se duc la biserică să se roage pentru binele diavolului. Păi îți dai seama ce nebunie. Îl ia pe diavol de mână, se duc la preot să-l salveze pe diavol sau la psiholog. Nu e o nebunie. Adică ei consideră, deci virtuțile astea te nenorocesc. Trebuie să ajungi la nivelul, de aia zic că din conceptul continuu, experiența aceea cu piroga, îți arăta ce înseamnă lumea modernă și ce înseamnă o hipercivilizație. Băștinașii aia nepoiați erau într-o hipercivilizație. Ce înseamnă hipercivilizație? Să accepti viața așa cum este, să nu vezi Da. ceva greșit, că te tai la picioare, că a venit ăla cu piroga și l-a stroșit pe ăla de perete. Ăla râdea. Dacă era un francez, era în sus și țipa de mama focului. Avea standardele de calitate prea sus. Deci asta înseamnă salvatorul. Asta înseamnă distrugerea. Deci noi credem că suntem o civilizație, suntem cea mai înapoiată civilizație. Ăla care consideră că viața așa cum este, este totul, este o hipercivilizație. Ăla din tribul acela este hipercivilizație. Noi n-avem. Extraterestrii sunt ca ăia. Extraterestrii nu au bunăstare, n-au comodități și nu împarte bine și rău. Unesc opusele. Ei acceptă viața. Păi au o bunătate. Eu n-am văzut așa ceva. Eu simțeam. Deci mă uitam la. Erau ăia din fața mea. În stânga erau femei. Nu știu dacă mai erau în jur sau prin spate. Așa. Și aveau răspândeau o stare de blândețe, o blândețe. Aveau o energie din aer. Eu n-am întâlnit-o pe pământ niciodată. La niciun sfânt, la nimic, nimic, nu există așa ceva. N-am întâlnit, niciodată n-am simțit așa ceva. Aveau o stare, deci ei nu se protejau, nu se apărau, nu făceau nimic pentru ei. Deci erau slugi, erau extraterestri, sunt niște robi, unii Da. pentru alții. Și nici nu-și pot permite să nu fie robi pentru că nu își pierd energia. Își pierd calitățile, puterile divine. Deci puterea lor stă în robie. Deci ei fiind robi, atunci n-au ego. Ego este jos, îl folosesc doar ca instrument, ca să facă ceva. Fiind jos, atunci ei pot să iasă din corp ușor. Ei Da. pot ușor să treacă de fluviu de gânduri, ei pot să se ducă în trecut, ei pot să se ducă în viitor, ei pot să fie veșnici. Păi uite ce ne-au blocat ăștia. Ne bagă în supermarketuri și ne-au blocat calitățile divine. Putem să comunicăm la distanță foarte ușor. Atunci nu avem nevoie de calculatoare, de absolut nimic. Avem aici, avem videotelefon în față, se apare persoană, te gândești la cineva și se apare persoana în față. Așa mi se întâmplă mie. Deci mi apare imagine în față ca la video. Mă opresc Eu până nu mai pot să merg, nu trebuie să spune mă că duc. ne-ai mai făcut curioasă. Trebuie să mă duc undeva să stau pe un trotuar, să nu mă prindă pe stradă și mă duc și mă opresc sau stau ca să nu-i deranjez pe oameni și am video și apare comunicare. Deci apare imaginea în față, proiect. Persoana cealaltă simte gândul tău? De multe ori, da, sigur. Sigur că da, simte și asta se întâmplă. Mereu mi s-a întâmplat asta. Da. Deci, aceste calități sunt blocate pentru de supermarket. De mașina frumoasă, de casa mare, sunt blocate, sunt terminate. Da. Deci, noi nu o să putem să ajungem o hipercivilizație decât dacă ne distrugem bunăstarea. Dacă ne întoarcem la țară, spre exemplu. Și vezi că asta, balansul ăsta se întâmplă. Ăștia ne bagă în orașe de 15 minute să omoare ce mai pot să omoare, oamenii fug la țară. Să vezi cum o să crească prețurile la casele la țară și la pământ. Imens. Spun, în momentul în care a apărut orașele de 15 minute, să vezi cum fug, ce care înțeleg. Da. Fug la țară și o să fie niște prețuri la țară, mai bine să-și cumpere de acum casa la țară, că după aceea nu se mai poate să le cumpere. Nu se mai poate. Cel mai prăpădite casă și distruse o să fie scumpe. Și pământul o să fie extrem de scump la țară. E salvarea. Deci trebuie să se ducă civilizația, să se reducă, să-ți câștigi singur existența, nu din pământul tău, din munca ta. Că acolo și e totul. Pământul îți dă totul ce ai nevoie de orașe și pământ, ce ai nevoie de roboți. Robotuția din mișcare, din comuniunea cu Dumnezeu, pierzi legătura cu Dumnezeu, robotul. Ajungem să fim supuși roboților. Da.
Să ne dea comenzi, să spună ce să facem. Da. Deci este foarte greu să concepem noi că noi, nefericirea care ni se întâmplă, păi cea mai mare fericire, ți-a distrus ogul. Noi nu stăm, trebuie să ne retragem puțin și să analizăm ce s-a întâmplat. Că îți vine nefericirea pentru că ai prea mult bine. Da. Te ceartă cineva că ai prea multă stabilitate, siguranță și belșug și bunăstare și comodități. Trai pe aia comod și vine și te ceartă să te scoată de acolo în comoditate. Da. Păi e bine. Da? Deci femeia trebuie să-l pună pe bărbat să se ducă colo, colo, colo. Trebuie să-l pună să facă de toate. Îl Și ținem viață. ca să-l țină în viață, altfel nu îl va omorâ. Dacă îl servește, tot timpul îl va omorâ. Da. Femeia omoară bărbatul și invers. Și bărbatul poate să omoară. Bărbatul care pune pe femeie pe primul plan și tot timpul o servește și o surzește, îi crește orgoliu, crește răutatea și îi face rău. Îi face rău. Nu, trebuie să fiecare să meargă unul spre altul continuu. Dacă nu se completează continuu, dacă nu sunt rob și roabă, Da. rob și roabă, reciproci, nu se termină lucrul. Și de obicei asta se întâmplă. Bărbatul, dacă observi tu, începe să nu facă nimic. Când femeia face, Da. toată lumea face nimic și atunci începe destrămarea. Da, nici când trebuie să pleci undeva la o plimbare, să zicem, femeia se pregătește pe ea, îmbracă copiii câți o avea, nu știu ce, el doar de el se ocupă. Se ocupă mai de el. Asta este cel Da. mai frecvent care se Da. întâmplă. Și din cauza asta bărbații mor mai repede, ei nu au energie. Și diferența este mare, 10-15 ani între ei. Da. Și bărbați, eu la părinții mei era un bloc de văduve. Și am zis, Wow. băi, blocul meu care n-a decât 2 etaje, dar ce se întâmplă cu blocul ăsta cu 10 etaje? Da. Bărbații rămuți. Toți. Blocuri de văduve. Iar cei bărbații și femeile, nu contează, care au ajuns la niște vârste înaintate, n-au putut sta locului deloc, Da, toată tot viața lor. timpul am fost în acțiune. Da, a trebuit să facă ceva, da. Păi și altfel e valabil și pentru bărbat. În momentul în care bărbatul nu mai face nimic, bun, trebuie să faci în afară. Luptă Da. acolo, pentru țară. Fă ceva, că să te încași cu energie. În momentul în care se oprește, moare. Dacă, spre exemplu, că deja am pierdut multă energie în timpul vieții, pe comodități, nu știu Da. ce, și cu cât creștem noi în vârstă, cu atât efortul nostru trebuie să fie mai mare. Da. De sacrificiu de sine pentru celălalt trebuie să fie mai mare. Ca să putem să supraviețuim sau ca familia să existe. Bărbatul trebuie să facă o jertfă de sine mai mare pentru soție, pentru copii. Înțelegi? Să nu se mai preocupe pentru el. Trebuie jertfa să Da. fie mai mare. În clipa în care, spre exemplu, nu mai face nimic, el a început să moară. Spre exemplu, el muncea la pământ. Da. În clipa în care își ia o pauză de 2 săptămâni, se duce la boi, a murit. E pentru că el este foarte apropiat, este apropiat de linia roșie subțire și nu mai are vitalitate, nu mai are energie subtilă. Pentru că nouă ni se dă o cantitate fixă de energie, să zicem 130-150 de ani. Și noi tot Dar nu la timpul toți la plăcem. fel, nu? Nu avem toți la fel Toată lumea aceeași. are 130 sau 150 de ani, Toată depinde lumea de are. fiecare. Toată lumea. Deci fiecare avem, să zicem, astăzi luăm minim 130. Dar putem să avem și mai mult de 150. Depinde de nivelul de idolatrie. De unde știi? Cu cât omul este mai idolatru, cu atât are mai puțină durată de viață. Că durata. Deci el trebuie să-și piardă viața ca să poată să se Da. întoarce, dar are nevoie de suferință. Deci va duce într-o. Deci dacă în viața asta el a avut, a beneficiat numai de fericiri materiale, în viața următoare va fi ultimul om. Da. Automat. Va fi pe stradă și va călca toți în picioare, îl va jigni, îl va umili, îl va scuipa. Nu-i va ieși nimic. Îl va exploda, da, va Da. fi un om al străzii. Și e normal să fie așa, pentru că trebuie să se încarce cu energie vitală. Da. Deci noi trebuie să evităm și să fugim de fericire la aceste lume. Asta te omoară. Să nu le vrem, iar când se întâmplă nefericirea e un dar de sus de neprețuit și în mod normal noi ar trebui să căutăm nefericirea diavolului. Adică Da. să nu stea comod, să nu-i fie bine, să nu-i dai ce vrea, să nu-l servești. Știi? Deci dacă vrei să omori un om, servește-l și îl vei omorâ. Dă-i, de exemplu, te duci la cineva în vizită, dă-i ciocolată.
Că de fapt îl omor. Tu de fapt iei din energie. Da? Și iei din energie și iei energie la tine. Adică cel care dă ciocolata primește energie de la cel care o mănâncă. Câte Da. bomboane de ciocolată? Sunt 100 de bomboane de ciocolată în cutia aia mare. Bun. El îți va da energie la fiecare bomboană ție. Deci dacă vrei să-l omori, dă-i ciocolată. Da? Dacă vrei să scapi de un om, servește-l. Surgește și îl omori. Și dacă trebuie să facem un cadou, că se mai obișnuiește în societate, ce să facem omului ăla în cadou? Nu știu, ceva care să nu-l omoare. Ceva care să nu... Ceva care să nu-i placă, dacă se poate. Dacă știi ce îi place, nu-i da lucrul ăla. De ceva ce nu-i place. Du-i o pâine. Împachetată frumos. Dă-i o pâine în bătaie de joc. De ce? Bătaia de joc, el va considera că e o bătaie de joc, dar bătaia de joc îl încarcă cu energie și de viață. Dar el nu știe chestia asta. Deci nu-i face ceea ce vrea, niciodată nu-i face. Dacă vrei să-i omori pe oamenii și pe cei din jurul tău, copii, soți, părinți, dacă vrei să-i omori, ai fă-le toate dorințele. Nu, trebuie să-l duci pe om în poziția în care să aibă grijă singur de sine. Și să-l respingi continuu, să-l pui să facă singur. Da? Și atunci, de fapt, îl salvezi. Dar noi nu știm lucrurile acestea. Știi? Și de obicei, femeile își omoară bărbații pentru că îi salvezi continuu. Și nu-i resping. Și nu știu asta. Și fiecare din noi. Uită-te și tu că educația a fost făcută numai la extreme. Și Or, pe excelență. E da. totuși în standarde de excelență ridicate acolo în Da. nenorocire. De stăpâni la lume ți-au dat standarde de excelență și te-au nenorocit. Când Da. intri într-un supermarket, nu știi ce să iei. Sunt milioane de lucruri de care nu ai nevoie. Știi, excelență. Totul este pus sus. Da. Și asta este cea care te omoară. Ei știu foarte bine lucrurile astea, că ei sunt cu Biblia. Ei ne conduc după Biblie. Și nu ne conduc, ne conduc după Vechiul Testament. Vechiul Testament este sfânt. Și la Vechiul Testament este chestia cu idolii, că Dumnezeu zice, dacă vă duceți după alți idoli, vin împotriva voastră, dau puterea vrăjmașilor, vin și vă omoare. Și vă răspundeți peste tot și vă ia tot ce aveți. Și nu credeau. Pentru că n-au crezut, Biblia arată, uite, pentru că n-au crezut, le-am dat puterea asta, ăștia i-au alergat și au răspândit peste tot. Și gata, au distrus triburile. Da? Pentru că nu l-au ascultat. Și suntem la acea situație și noi acum. Suntem în blestem divin, pentru că punem materia pe umbra. Deci, întotdeauna, stăpânii, când îți dau materie, ei te dețin. De ce sunteți stăpâni? Și ce înseamnă să fii stăpân? Dumnezeu le dă toate avantajele, le dă puterea ca să te conducă. Pentru că Da. puterea de conducere este exact în mâna celui care nu pune materia pe umbra. Ei trăiesc foarte restrâns, așa cum am povestit. Ei nu-și pot permite. El mi-a arătat cum omul acela cum trăia. Deci ei, și am fost și acolo, nu-și pot permite să... Deci ăștia care sunt doar de imagine și este partea executivă care îi vedem noi, dar cei care au puterea maximă, știi cum au o putere exact ca extraterestri sau ca globurile la mari din Madinico, au o putere mentală, în sensul că dacă au în cap, își pun ceva în cap și se poruncește, păi, un milion de oameni execută automat porunca. Da, Deci au o da. putere mentală. Ăștia din OZN-ul acela de la Severin, n-avea nicio chestie, știi, era OZN-ul, stătea acolo pe loc, era mare de tot, deasupra cimitirului. Și a pornit un hurit din partea lui, care o forță psihică, era o forță psihică, ca un ciocan care presea orașul în jos. Deci nimeni nu mai ridica ochii. Oamenii când ajungeau la marginea bordurii, pentru că nu se uitau în față ca să aprecieze distanța, aveau tendința să cadă în cap, pentru că le țineam bărbia în piept. Așa au pățit și cu oții ăia de buzunare, după 89, că o să mă fure pe mine, când a venit stafia aia de sus. Eu nu credeam că există stafii până nu am văzut-o. De ce? Era pe o siluetă de om că se vedea capul. Adică Da. cearșaful ăla ei lua forma capului și forma copului. Și nu stătea pe caldară, Pământ, da. pe
pardoseală, că eram într-un magazin. Stătea deasupra pardosei. Dar ce s-a întâmplat ei? Deodată am văzut că au băgat bărbia în piept. Toată lumea era blocată. Nu se mișca nimeni, era înghețat. De toată lumea și era înghețat așa, ca o fotografie. Face o fotografie, toată lumea era blocată. Nu se mișca nimeni decât ea. I a dat voie Da, să se da. miște. Deci îți dă seama ce autoritate au cei de dincolo față de lumea asta. Și el a trecut prin 10 etaje. A trecut ca prin brânză, prin 10 etaje. Și a scos afară și ea când mergeau afară, deci erau unul în spatele altuia, mergeau unul în spatele altuia și eu ziceam, măi, dar de ce nu merg unul lângă altul? Deci a executat și m-am uitat după ei. Exact aceeași situație s-a întâmplat. I-a pus ca cei de la Severin. Deci toată lumea acolo, unde priveam, toată lumea mergea cu bărbia în piept. Deci se uita în jos. Deci îi presea chestia. Și eu am pățit-o pe planeta lor, când a pornit din partea femeii acelea, deci mental, din minte. Da, Nu te da. uita la mine, foc. Și mă uitam decât la pământ. Nu mi-a dat voie. Și mi-a mișcat capul. Deci este o forță reală, forța asta psihică. Și cum este că ei provin tot de pe pământ. Da, au fost o sectă. Au fost o chestie din asta, un grup de oameni care au aflat acest adevăr și au început și au făcut un grup, știi? Și așa s-au... Ei sunt deținători acestui secret. Uite, spre exemplu, am văzut odată un PPS, că era obiceiul la început să ne trimitem pe e-mail PPS-ul din ăla, știi? Da. Videograme din ăla. Și arăta un tip de prin Suedia, Norvegia, nu știu de pe unde era, că nu mai țin minte, care mișca blocuri foarte mari, exact ca la egipteni, le mișca Da, și nu da. se știe cum le mișca, pentru că nu puteau fi mișcate. Și le punea în curtea lui și le punea una peste alta, neavând macara și neavând nimic. Că erau foarte grele. Și nu se știe secretul. Bine că el a murit și a murit cu secret cu tot. Da. E o vorba de o putere psihică. Puterea psihică materiei se supune. Cred că acolo la piramidă a fost folosită chestia aceasta. Da, eu am citit undeva Am despre văzut o asta. imagine cum era un bloc, unul singur. Un bloc din ăla, din piramidă, deci unul, că acolo sunt milioane. Un Da, bloc da, din da. acela și erau cu trei buldozere cu cupă, care încercau să-l miște puțin, să băgaseră sub el și încercau. Și buldozele erau ridicate în sus. Deci Deci, era imposibil. îți dai seama că asta e o dovadă că noi am involuat. Am evoluat, da. N-avem nicio tehnică Da. față de ea. Da. Deci nu e vorba de tehnică, de materială, este vorba de psihic. Deci Da. putere interioară, putere psihică. Ăștia extraterestri, ăștia care au venit de pe Pământ, au dezvoltat calitățile interioare foarte mult, la un nivel Da. la care noi nu putem să... Păi ei călătoresc în spațiu ca fire de lumină, așa cum au făcut pe mine. M-au scos din corp și m-au dus pe planeta lor, m-au reconstruit acolo. Spune și mie care știință explică cum am fost reconstruit. Eu m-am verificat acolo. Da? M-am tras Mai a de... fost clonat de fapt, că tu ai zis că ai rămas și pe pământ. A rămas unul pe pământ și Da, da. eu eram din cu ce clonat, că eram fire de lumină și firele alea s-au recompus acolo. Deci firele de lumină au toată informația corpului. Da, Deci da. mi-au recompus corpul. Iar de pe corp eu n-am simțit nimic că mă taie, că am zis că țineau mâinile în sus și i-am zis, măi, ăștia vor să mă taie. Mi-am zis în capul meu, da, că eu făcusem o singură operație de apendicită și asta am văzut că face doctorul. Țineam mâna în sus și în dreapta era un bisturiu. Vor să mă taie, da, n-au bisturiu în mână. Deci stăteau cu mâinile așa, după care s-au apropiat de mine toți din toate părțile și începeau să lucreze deasupra mea de un corp. Nu simțeam absolut nimic. Și Da, lucrau da. pe câmpuri și acolo probabil că modificau conceptele astea din școală, iubirile construiau de atunci. Că eu când am Da. ajuns pe pământ am început să fiu răzvrătit, adică vedeam pe dos lucruri. Făceam invers decât fac toți oamenii. Da. Care în Bucești am pățit-o la fel. Deci a fost o reactualizare, resoftare. Am fost resoftat. Un update. Un update, updatat. Și adaptat cu cartea dacilor. Da, cu Caionul, cu cartea misterilor. Și Școala Iubirii este o continuare. Sunt exact lucrurile care erau în cartea aceea. Eu sunt cuplat pe ele. Eu sunt cuplat pe cartea aia continuă. Exact cum sunt oamenii cuplați când citesc Noul Testament, se cuplează la ce este Da, acolo. da, da. Dacă nu au alte informații care să o respingă. Dacă observ, noi când am citit, am respins.
Am respins și am acceptat decât ceea ce era conform cogaionului. Deci Da, cărții misterilor de pe masa înțelepților din Bucegi. Noi am acceptat numai acea informație. Deci când am zis, ia uite, Dumnezeu în toate pozițiile, înseamnă că în cartea aceea era prezentat în toate pozițiile. Tot ce spunem noi acum este din cartea respectivă. da. Când repetăm mereu că nu fericirile lumii trebuie să le cauți, ci o nefericire mai mare pentru diavol, asta era acolo scris. Deci noi, școala bio, noi citim în cartea misterelor a lui Zamosin. Suntem conectați la înțelepții din Bucegi. Da. Și așa propădiți cum suntem, necunoscuți de nimeni, avem Niște nei ca nimeni. nu-i nevoie. Nu-i nevoie. Că oricum să știm foarte bine că omului nu îi convine să se restrângă, să se împotrivească la binele propriu. Că nu e binele propriu, este binele egoului, e binele diavolului. Tu ești ființă divină. Doar îl dereglăm pe Dumnezeu, atâta facem, atâta știm să facem, îl dereglăm. Da. Bun, altă întrebare? Nu, încă n-am venit pregătită cu întrebările azi. Deci am Trebuia să făcut facem o dicționarul. emisiune de când vorbim. Da. Dar asta m-a impresionat foarte mult, că omul nu caută, nu trebuie să caute fericirea, trebuie să caute nefericirea. Adică nu binele. Să nu-i fie bine, să nu stea comod, să nu fie comod. Când e fericit, să se ridice și să se ridice în picioare, să plece. Deci, să nu mănânce până la capăt mâncarea Da, plăcută. Deci, da. ce este plăcut, îl omoară. Deci, exact mâncarea care îi place lui cel mai mult, îl omoară. Aia trebuie să mănânce puțină. Invers. Ce fericire mai are el? Nu? Să se plimbe. Nu are nevoie de plimbare. Înțelegi? Deci exact tot ce pune el pe primul plan trebuie să facă pe invers. Vrea liniște, n-ai nevoie de liniște. Înțelegi? Toate lucrurile care le pune pe primul plan trebuie să le distrugă. În afară de școala biei care distruge. Deci distrugerea trebuie să o pună pe primul plan. Deci e bine să asculți școala biei că este de fapt distrugătoare. Distruge toți idolii, tot ce absolutizăm noi. Da, dar nu, noi nu ne putem închipui că trebuie să cauți în viață incomodul, să cauți nefericirea diavolului. Adică nefericirea diavolului e cea mai mare fericire pentru suflet. Când lucrurile nu merg bine, când nu se întâmplă ce vrei tu, când nu primești ceea ce vrei tu, când nu ai parte de împlinirile dorințelor tale, când oamenii nu te servesc, nu te ajută, nu-ți acordă atenție, nu fac ceea ce tu dorești, atunci ești în divin. Ești în divin. În momentul în care oamenii ți se opun, te ceartă, te umilesc, te jignesc, ești în divin. În clipa în care vei ști clar că ești în divin și nu te vei mai supăra și nu mai vei reacționa, atunci neplăcerile astea nu mai vin și deja ai atins raiul. Deci știi exact că atingi raiul, că dacă nu atingi raiul pe pământ, n-ai parte de el dincolo. Dacă te revolți și nu accepti nefericirea care ți este dată, deznădejdea, toate lucrurile astea care vin din față, dezamăgiri și mai departe, sunt de fapt ajutoare de sus de neprețuit pentru că îți distrug ego-ul și salvează viața și sufletul. Deci tot ceea ce noi zicem că e rău să te cerți, e rău să nu primești, e rău să nu fii servit, e rău că să nu ai parte de ușor, de plăcut, e rău. Greul este rău. Deci tot ce zicem că e rău este de fapt un mare bine, este salvare pentru noi. E invers. Noi zicem că e rău să nu ai bunăstare și belșug. Dar exact lipsa bunăstării și belșugului și a comodităților și a stabilității siguranței. Deci să nu vrei stabilitate în viață, să vrei nesiguranță. Este cea care salvează viața. Lipsa plăcutului, spre exemplu, te speli cu apă rece. Nu e plăcut, mai rece, puțin. Nu e plăcut să mai sar peste mese, dar săritul peste meselor este cel care îți salvează viața. Deci doar ce e neplăcere salvează viața. Da. Insatisfacțiile, tot ce îți produce nemulțumire, tot ce nu este cum vrei tu, ai nevoie. Ai nevoie. Când oamenii te umilesc, te jignesc, te calcă în picioare, râd de tine, este foarte bine, este înălțare. Dacă nu râd de tine, nu, nu te,
Nu, pentru că înseamnă că ceea ce faci tu este divin. Oamenii întotdeauna râd de Dumnezeu. Îl resping pe Dumnezeu, se înfurie pe el, se supără pe el și luptă cu el. Și vor să-l corecteze și să-l schimbe. Deci, noi întotdeauna, când vrem să schimbăm o situație de viață și zicem că nu este bună și căutăm un ideal, noi vrem să-l schimbăm pe Dumnezeu care deja ți-a dat idealul. Dar noi avem o etichetă negativă pe pozitiv, adică avem o etichetă negativă pe Dumnezeu. El ți-a dat nefericiri în familie. Păi nefericirea e foarte bună. Noi credem că familia trebuie să fie iubire, fericire. Nu e adevărat. Oamenii sunt lângă tine, deci sunt ocazional. Omul ăla este lângă tine doar ocazional. E lângă tine ca să-ți distrugă niște idoli. Când ți-a distrus idolii, pa, po să A poate să plecat. plece. Îl duce Da. Dumnezeu să distrugă la altcineva idolii. Nu este problemă. Și la fel și copiii. Și copiii sunt pentru tine, ca să îți distrugă tot ce pui pe primul plan, tot ce absolutizezi. Iar stăpân la lume există atâta timp cât îți bagă tot timpul niște standarde de excelență, de excepționalitate. Nu vezi că există filmele astea la american, nu? Wonder Woman, deci femeia excepțională, bărbatul, Superman. Superman și mai departe. Totul este excepțional. De ce fac chestia asta? Ei știu foarte bine. Au institutele la care studiază. Și de mii de ani. Și cu Biblia și mai departe. Ei știu asta. Ei conduc lumea pentru că știu cum să o conducă și știu cum să o înrobească. Și să înțelegem clar că nimeni nu-ți dă o scriptură ca să ajungi la divin. Nimeni în viața lui nu poate să facă așa ceva. Niciun stăpân al lumii nu screează, că sunt create stăpâni, că acolo în camera cu C4, înțeles, venea cezarul. Nu Da. o fi chemat, nu știu cine era. Venea acolo și îi controla pe ăștia. Da? Și deci, cartea Noul Testament a fost făcută la o comandă de sus a stăpânitorilor și servește intereselor lor. E și normal, când zice, crede, nu cerceta. Cum să nu cercetezi? Și când întreb pe ChatGPT dacă a existat Isus, zice că numai biserica zice că există. Oamenii de știință și istoricii, mii și mii cât au fost în mii de cărți, nu au găsit niciun fel de dovadă. Iar cronicare din timpul lui și în secolul I, 260 de cronicari n-au auzit de el. Pe cum se poate? Adică faci minuni și nu scrii un cronicar și scrii despre un altul care n-a făcut niciun fel de minune? Da. Nu se poate așa. Deci e clar că n-a existat, totul este o minciună și e normal să fie așa. De unde știi? Pentru că sunt niște elemente acolo de magie care îl acuză pe Dumnezeu. Și cine acuză pe Dumnezeu? Mai diavol. Și este ridicat mai sus și când e ridicat mai sus de Dumnezeu și dat la o parte de Dumnezeu, nu Da. se spune nimic despre el și prin frecvență. Frecvență foarte mare. Deci era fiecare propoziție, noi am făcut împreună Noul Testament. Da, Păi da. fiecare, sus, 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 numai cu Isus. Și gata, nu se poate. Deci îi trebuiau, urmăreau să ți-l fixeze acolo sus. Deci este o tehnică pe care o urmărit acolo. Și să zică că îi zice soarele de iubire, voi toți sunteți răi, nu se poate așa ceva. Că e, adică cum să nu știi? Știm noi și nu știe, nu știu, nu știa el. Că în fața lui este soare de iubire, cum să-ți permiți? Ce fel de om al lui Dumnezeu, de fiu al lui Dumnezeu ești, dacă nu știi că în fața ta este Dumnezeu? Cum poți să-i spui soare de iubire, chiar dacă e păcătos, netrebnic, trădător, mincinos și bețiv? E soare de iubire acolo, este Dumnezeu. Deci, ce ne desparte de Dumnezeu? O mască. O mască ne desparte, că el dacă îi dă masca jos, era divinul acolo. Deci, Da, ce ne da. desparte între noi și un om din față, care e netrebnic, care e ticălos? Cine desparte față de un bețiv și un puțit? O mască. Dumnezeu joacă rolul unui bețiv. De ce? Pentru tine. Pentru că desconsider bețivul și îți va trimite bețivul, funcție de idol, să-ți distrugă idolii. Este foarte simplu. Școala iubirii are o claritate, o simplitate și de o frumusețe și o eleganță incredibilă. Nu susține niciodată că ceva e mai bun decât altceva. Zice că totul este egal. Transformarea mare a pornit de la Biblie. Faptul că ne-am apucat să studiem împreună Biblia a fost revelația maximă, dar ne-a pus să facem chestia asta pentru că trebuia să ne conecteze pe școala misterului a lui Zamoț. Că altfel nu puteam să luăm informația respectivă. Dar eu mă gândesc că dacă am fi avut timp să o mai refacem, Biblia, cred că am privit-o și mai și.
Da. O să facem, sigur că da, o să o luăm de la capăt Da. și cu încetul așa, dar să mai treacă în timp să ajungem la o Da. formă de claritate, adică indiferent ce întrebare spune cineva să îl duce în neutralitate, să face ce face Dumnezeu. Să-l duce Da. în neutralitate, fără ură și fără supărare, să-l echilibrezi și atunci va fi momentul în care vom putea să facem din nou Biblia. Să fie evident pentru noi că e divinul peste tot, să avem argumente că este peste tot, de ce este peste tot, să ni se pare definitiv lucrul acesta, să transformăm în practică, în viața de zi cu zi, Da. să nu atacăm oameni, să nu știu ce, când vorbim, să punem în vorba noastră mereu, să echilibrăm, să învățăm să echilibrăm, că și noi suntem polarizați, Da. ne prinde când ne povestim ceva, imediat ne ducem pe o parte și începe încetul cu încetul să zice că și inversul este valabil și oamenii se blochează. Când zici că și inversul este valabil, se produce un scurtcircuit în capul lor. Se blochează. Da. Că ei sunt obișnuiți să le zici numai așa. Deci caută numai un bine, numai așa trebuie să fie lucru. Și când zici că sunt și invers, s-au blocat. Adică Da. spiritul ăsta de combatant, de luptă, se dizolvă. Se pierde. Suntem o ființă dumnezească și trebuie să fim convinși de chestia asta. Da. Și în momentul în care noi în viața de zi cu zi nu se mai punem etichete negative la necazurile astea, nu se mai vină necazuri. Și aia se numește fericire. Deci fericirea înseamnă nefericire. Deci cu cât o să vezi că o să căutăm după aceea și o să ne producem singuri. Adică vom produce situații de autostres, de autorestrângere continuu. Și acelea sunt momentele în care viața noastră se schimbă, destinul și corpul întinerește, se reface și mai departe. Și cred că toată lumea este interesată. Deci este și o școală de întinerire aici. Operații estetice. Operații estetice, adică se schimbă și destinul în Da. momentul în care. Și nu trebuie să faci mare chestie, că să lași viața așa cum este. O lași cum este, o lași așa în pace și când ai lăsat-o în pace, ea intră în armonie singură. Asta este repararea vieții. Deci când ai situații dificile, trebuie să le lași în pace. Iar dacă nu le lași în pace, Dumnezeu te pune pe tine să corectezi pe celălalt și poate bine că îl corectezi. Oricare din noi poate să se comporte agresiv. Oricare. Că ne ia mintea și ne pune să reacționăm și să fim. Părem că nu suntem în școala Biblie. Da, dar nu avem ce face. El lucrează. După aceea ne trezim când ne uităm. Deci întotdeauna noi ne uităm după ce el deja acționa. Asta facem Poate să întotdeauna. ne amintea ca să putem să reglăm pe ceilalți. Să ne punem să reglăm Da. pe celălalt. Deci dacă el consideră că omul acela nu poate să fie sensibil la toate argumentele noastre, îl poate forța prin noi sau dacă noi nu suntem în stare, pune pe altcineva să-l regleze. Da. Da. Foarte frumoasă, echilibrată școala vie. Superb. Da. Bun. Mulțumim frumos. Seara frumoasă. Mulțumesc, Marius, și eu. Bine. O zi bună!